Partea 1. Cerul Întunecat Capitolul 2. Ianuarie 1914 1. Contele Fitzherbert, în vârstă de 28 de ani, cunoscut familiei și prietenilor drept fiți, era al nouălea în rândul celor mai bogați oameni din Marea Britanie. Nu făcuse nimic pentru a-și obține imensul venit. Pur și simplu moștenise mii de pogoane de pământ în țara Galilor și în Yorkshire. Fermele nu-i aduceau prea mulți bani, dar sub ele se găsea cărbune, așa că bunicul lui Fiț devenise putre de bogat prin exploatarea minieră. În mod clar, era voia lui Dumnezeu ca fițerberții să domnească peste semenilor și să trăiască într-un mare stil. Însă Fitz simțea că nu făcuse prea multe ca să justifice încrederea Domnului în el. Tatăl său, precedentul conte, fusese cu totul diferit. Ofițer de marină, el fusese promovat la rangul de amiral după bombardarea Alexandriei în 1882, devenise ambasadorul Marii Britanii la Sankt Petersburg și, în cele din urmă, ajunsese ministru în cabinetul lordului Salisbury. Conservatorii pierduseră alegerii de parlamentare din 1906, iar tatăl lui Fitz murise câteva săptămâni mai târziu. Fitz era convins că sfârșitul lui fusese grăbit de vederea unor liberali iresponsabili precum David Lloyd George, și Winston Churchill preluând guvernarea țării. Fitz luase în primire locul său din camera lor zilor, camera superioară a Parlamentului Britanic ca membru conservator. Vorbea bine franceza și se descurca rezonabil în rusă și și-ar fi dorit să ajungă într-o bună zi ministru de externe. În mod regretabil însă, liberalii continuaseră să câștige alegeri după alegeri, așa că nu avusese încă șansa să intre în guvern cariera lui militară fusese la fel de puțin remarcabilă. Urmase cursurile Academiei de Ofițeri de la Sandhurst și petrecuse trei ani în regimentul de pușcași galezi, ajungând capitan. Când se căsătorise, renunțase la cariera militară, dar primise gradul onorific de colonel al trupelor teritoriale din Sud Wales. Din păcate, din funcția de colonel de onoare nu câștigai medalii. Și totuși avea ceva de care să fie mândru. Se gândea el în timp ce trenul gonea prin văile din Sud Wales. Peste două săptămâni regele urma să vină în vizită la conacul lui Fitz de la țară. Regele George al cincilea și tatăl lui Fitz fuseseră în tinerețe camaras pe navă. Regele își exprimase recent dorința de a afla ce gândesc tinerii, iar Fitz organizase o petrecere discretă pentru ca maestatea sa să îi cunoască pe câțiva dintre ei. Acum, Fitz și soția lui Bea se întorceau acasă pentru a pune totul la punct. Fitz prețuia tradițiile. Nimic nu era mai bun pe lume decât ordinea confortabilă care făcea deosebirea dintre monarhie, aristocrație, negustorime și țărănime. Însă acum, când se uita pe fereastra trenului, îi se părea că vede o amenințare a modului de viață britanic cum nu mai existase alta într-o sută de ani acoperind dealurile cândva verzi ca o mană neagră cenușie într-o tufă de rododendron, casele terasate ale minerilor se puteau vedea pretutindeni. În acele cocioabe murdare se vorbea despre republicanism, ateism și revoltă. Trecuse doar un veac de când nobilimea franceză fusese mânată la ghilotină și același lucru avea să se întâmple și aici, dacă unii dintre acei mineri musculoși și înnegriți la față ar fi obținut ce voiau. Fiț ar fi renunțat cu dragă inimă la câștigurile din afacerea sa cu cărbuni, dacă Marea Britanie s-ar fi putut întoarce într-o epocă mai simplă. Familia Regală era o pavăză puternică împotriva insurecției, însă Fiț era neliniștit din cauza vizitei regelui, chiar dacă asta îl făcea să se simtă mândru. Se putea întâmpla atâtea. Familia Regală ar fi tratat orice omisiune drept un semn de neglijență, adică de lipsă de respect. Orice detaliu din acel sfârșit de săptămână avea să fie raportat de către servitorii musafirilor altor servitori, apoi stăpânilor acestora, astfel încât toate femeile din societatea londoneză aveau să afle cât de curând, dacă regele primise o pernă prea tare, un cartof stricat sau o marcă greșită de șampanie. Rolls Royce-ul lui Fitz aștepta în gara din Aberaun. Cu bea alături, fu condus pe drumul de o milă până la Taiguin, conacul său de la țară. Cădea o burniță ușoară, dar persistentă, cum se întâmpla adeseori în țara Galilor. Taiguin însemna Casa Albă în Galeză, însă numele devenise ironic. Ca orice altceva în această parte a lumii, clădirea era acoperită cu un strat de pulbere de cărbune, iar blocurile sale de piatră cândva albe căpătaseră acum nuanța cenușie ce păta fustele doamnelor dacă îi atingeau din neatenție zidurile. Cu toate acestea, clădirea era superbă, iar Fitz se simți extrem de mândru când mașina opri pe alea din față. Cea mai mare casă particulară din țara Galilor, Taiguin, avea 200 de camere. Pe când erau copii, el și sora Samaud număraseră ferestrele și descoperiseră că erau 523. Fusese ridicată de bunicul său și exista o anumită ordine, foarte plăcută, în clădirea cu trei nivele. Ferestrele de la parter erau înalte, îngăduind luminii să inunde imensele săl de recepție. La etaj se aflau zeci de camere de oaspeți, iar la mansardă nenumărate cămăruțe pentru servitori, după cum se vedea din lungul șir de ferestre de fronton ce punctau acoperișul abrupt. Cele 50 de pogoane de grădini erau bucuria lui Fitz. Îi supraveghea personal pe grădinari, luând decizii cu privire la sădit, curățat și tuns. O casă demnă de vizita unui rege, zise el când mașina se opri în fața porticului impunător. Bea nu răspunse. Drumurile îi stricau buna dispoziție. Când ieși din mașină, fiți fu întâmpinat de gelert câinele său de munte din Pirinei, o făptură mare cât un urs care îl linsese pe mână, apoi începu să alerge de bucurie prin curte. Ajuns în garderobă, fiți își schimbă hainele de drum cu un costum cafeniu din tweed. Apoi deschise ușa ce dădea spre camerele lui Bea. Servitoarea rusoaică Nina tocmai desprindea pălăria complicată pe care Bea o purtase în călătorie. Fitz zări chipul soției sale în oglinda de pe măsuță și simți cum îi tresaltă inima. Se simți transportat în urmă cu patru ani în sala de bal de la Sankt Petersburg, unde văzuse pentru prima oară acel chip incredibil de frumos, încadrat de bucle blonde ce nu voiau să se lase aranjate. Și atunci, ca și acum, ea avea o expresie îmbufnată care lui se părea straniu de atrăgătoare. Hotărâse pe loc că ea era femeia cu care voia să se căsătorească. Nina era o femeie de vârstă mijlocie și mâna îi era nesigură. Adeseori Bea își făcea servitorii să se piardă cu firea. Sub ochii lui Fiț, un ac îi înțepă lui Bea scalpul, făcând-o să țipe. Nina se albi la față. Îmi pare foarte rău înălțimea voastră, rostia în rusă. Bea își făcă un ac de pălărie de pe măsuță. Poftim! Îți place? strigă ea înțepând-o în braț pe servitoare. Nina izbucni în lacrimi și ieși în fugă din cameră dă voie să te ajut!" îi zise Fitz soției sale pe un ton liniștitor. Ea însă nu voia să se liniștească. Mă descurc singură. Fitz se duse la fereastră. Vreo duzină de grădinari trebăluiau prin curte curățând tufele, nivelând peluza și greblând pietrișul. Câteva tufișuri erau înflorite. Viburnumul roz, iasomia galbenă de iarnă, hamamelisul și caprifoiul în mirezma de iarnă. Dincolo de grădină se vedea coamalină și înverzită a munților. Trebuia să aibă răbdare cu Bea și să nu uite că ea este o străină izolată într-o țară stranie, departe de familia ei și de tot ce era familiar. Fusese ușor în primele luni ale căsniciei lor, când încă era vrăjit de felul în care arăta ea, de parfumul și de atingerea pielii sale catifelate. Acum trebuia să se străduiască puțin. Ce-ar fi să te odihnești? îi zise el. O să vorbesc eu cu pil și cu doamna Jevons și o să aflu în ce stadiu sunt cu pregătirile. Pil era majordonul, iar doamna Jevons era menajera șefă. Bea se ocupa de organizarea angajaților, însă Fiț era agitat din cauza vizitei regelui și căuta un pretext ca să se implice în pregătiri. O să-ți spun cum stăm ceva mai târziu după ce te înviorezi un pic." Îi scoase tabachera. Nu fuma aici." Îi spuse ea. El lua replica ei drept aprobare și plecă spre ușă. Oprindu-se puțin îi zise. Nu o să te porți așa în fața regelui și a reginei, nu-i așa?" Nu o să lovești servitorii de față cu ei, sper. Nu am lovit-o. Am înțepat-o ca să se învețe minte. Rușii făceau astfel de lucruri. Când tatăl lui Fitz se plânsese de lenea servitorilor de la ambasada Marii Britanii din Sankt Petersburg, prietenii săi ruși îi spuseseră că nu îi bate destul. Fitz îi zise lui Bea. Regele s-ar simți stânjenit dacă ar fi nevoit să asiste la o asemenea scenă. După cum ți-am mai spus, în Anglia nu se face așa ceva. Când eram mică am fost ilită să asist la spânzurarea a trei țărani, replică ea. Mama nu a fost de acord, dar bunicul a insistat. A zis, asta e ca să înveți să-ți pedepsești servitorii. Dacă nu îi pleznești sau biciuiești pentru fără de legi mărunte izvorâte din neglijență sau din lene, vor ajunge în cele din urmă să săvârșească păcate mai mari și vor sfârși în laț. El m-a învățat că indulgența față de clasele inferioare este un semn de cruzime pe termen lung fiț începea să-și piardă răbdarea. Bea își amintea copilăria ei lipsită de griji într-o familie putre de bogată, înconjurată de armate întregi de servitori obedienți și de mii de țărani fericiți. Dacă bunicul ei neîndurător și capabil ar mai fi trăit, acea viață ar fi putut continua. Însă averea familiei fusese irosită de tatălui Bea, un bețiv și de fratele ei neisprăvit Andrei, care vindea mereu lemn fără să planteze la loc pădurile. Vremurile s-au schimbat, rostifiț. Te rog, îți cer, să nu mă faci de râs în fața regelui meu. Sper că nu am lăsat loc de îndoială în mintea ta. Apoi ieși și închise ușa. Porni de-a lungul holului spațios, nervos și ușor trist. La începutul căsătoriei lor, astfel de cerovăieli îl uluiau și îl făceau să-i pară rău. Acum devenise imun. Oare toate căzniciile erau astfel? Nu știa. Un lacheu înalt, ce lustruia mânerul unei uși, se îndreptă de spate și se lipi de perete, lăsându-și privirea în podea așa cum erau învățat să facă toți servitorii de la tai Guin, când contele trecea pe lângă ei. În unele case mari, angajații trebuiau să se întoarcă cu fața la perete, însă asta îi se părea lui Fitz prea feudal. Fitz îl recunoscu pe om, fiindcă îl văzuse jucând cricket într-un meci dintre angajații de la Taiguin și minerii din Aberowen. Lovea foarte bine cu stânga. Morrison, rostifiți amintindu-și numele omului. spune lui Pil și doamnei Jevons să vină în bibliotecă. Am înțeles înălțimea voastră. Fiți coborâți cara impunătoare. E drept că se căsătorise cu Bea pentru că îl fermecase, dar avusese și un motiv rațional. Visa să întemeieze o mare dinastie anglo-rusă care să domnească peste regiuni vaste, așa cum dinastia de Habsburg domnise peste o parte a Europei secole de-a rândul. Însă, pentru asta avea nevoie de un moștenitor. Proasta dispoziție de care Bea dădea de dovadă însemna că nu avea să-l primească în patul ei în noaptea aceea. Putea insista, însă asta nu era niciodată satisfăcător. Trecuseră vreo două săptămâni de la ultima lor întâlnire intimă. Nu își dorea o soție vulgară care să-i stea gândul numai la asta, dar, pe de altă parte, două săptămâni reprezentau totuși o perioadă cam lungă. Sora sa Maud era încă singură la 23 de ani. În plus, copiii ei ar fi fost probabil crescuți astfel încât să fie socialiști turbați care ar fi cheltuit averea familiei tipărind manifeste revoluționare. Era căsătorit de trei ani și începea să-și facă griji. Bea rămăsese însărcinată doar o singură dată în anul care trecuse, dar pierduse sarcina după trei luni. Se întâmplase chiar după o ceartă. Fița anulase o călătorie planificată la Sankt Petersburg, iar Bea devenise extrem de emotivă, plângând că ar vrea să se întoarcă acasă. Fiț pusese piciorul în prag. Bărbatul nu putea să-și lase soția să-i dicteze la urma urmei, însă apoi, după ce i-a pierduse sarcina, fusese convins că el purta vina. Dacă Bea ar mai fi rămas însărcinată, ar fi avut grijă să nu o mai supere cu nimic până la nașterea copilului. Alungându-și pentru moment această grijă, se duse în bibliotecă și se așeză la biroul furniruit ca să compună o listă. Peste un minut sau două, Pili intră împreună cu o menajeră. Majordonul era mezinul unui fermier, având o înfățișare de țăran pistruiat cu părul grizonat, însă lucrase ca servitor la tai în aproape toată viața sa. Doamna Gevon scăzu la pat înălțimea voastră. Rosti el. Fitz renunțase de multă vreme să mai încerce să corecteze gramatica servitorilor săi galezi. Stomacul adăugă pil pe un ton lugubru. N-am nevoie de detalii. Fiți o privi pe menajeră o fată drăguță de vreo 20 de ani. Chipul ei îi era oarecum familiar. Ia cine este? Întrebă el. Fata se prezentă singură. Ethel Williams înălțimea voastră. Sunt adjunct doamnei Jevons. Fata avea accentul cântat al locuitorilor din văile Sud Wales. Ei bine, Williams, pari cam tânără ca să faci treabă de menajeră. Dacă înălțimea voastră îmi permite. Doamna Jevons a zis că o veți aduce aici probabil pe menajera din Mayfair, însă speră ca eu să dau satisfacție până atunci. Oare zărise o sclipire în ochii ei când îi pomenise de dat satisfacție? Deși vorbea cu deferența cuvenită, avea un aer obraznic. Foarte bine rostifiți. Williams ținea un caiet gros într-o mână și două creioane în cealaltă. Am vizitat-o pe doamna Gevons în camera ei și a reușit să treacă totul în revistă pentru mine. De ce ai două creioane? În caz că se rupe unul, spuse ea zâmbind. Menajerele nu ar fi trebuit să-i zâmbească contelui, însă fiți nu se putu abține și îi întoarse zâmbetul. În regulă, zise el. Spunem ce ți-ai notat acolo. Trei subiecte rostia. Oaspeții, angajații și proviziile. Foarte bine. Din scrisoarea înălțimii voastre am înțeles că vor fi 20 de oaspeți. Cei mai mulți vor veni însoțiți de un servitor sau doi, să zicem o medie de doi, ceea ce înseamnă alte 40 de persoane. Vor sosi toți sâmbătă și vor pleca luni. Corect. Fiți simți un amestec de plăcere și neliniște asemănător cu senzația pe care o avusese înainte să țină primul lui discurs în camera lor zilor. Era încântat că face asta și îngrijorat totodată de felul în care se va prezenta. Williams continuă. Evident, maiestățile lor vor fi cazate în apartamentul egiptean. Fiți în cuvință. Acela era apartamentul cu cele mai multe camere. Tapetul avea motive decorative din templele egiptene. Doamna Gevon s-a sugerat celelalte camere care ar trebui deschise și eu le-am notat pe aici. Fiți zise, arată-mi! Ea ocoli biroul și îi puse în față caietul deschis. Servitorii din casă erau obligați să facă baie o dată pe săptămână, așa că ea nu mirosea neplăcut, așa cum se întâmpla în general cu cei din clasa muncitoare. De fapt, trupul ei cald răspândea un parfum floral. Poate că-i furase lui Bea săpunul aromat. El citi lista. Bine rosti el. Prințesa va decide cum vor fi repartizați oaspeții în camere. S-ar putea să aibă niște opinii de nezdruncinat. Williams dădu pagina. Iată o listă cu personalul suplimentar de care avem nevoie. Șase fete la bucătărie pentru curățatul și spălatul legumelor, doi bărbați cu mâinile curate care să ajute la servit, încă trei cameriste și trei băieți care să se ocupe de încălțăminte și de lumânări. Știi cumva și de unde o să-i luăm? A, da, înălțimea voastră. Am o listă cu oameni de prin partea locului care au mai lucrat aici înainte și dacă nu sunt de ajuns, o să le cerem să ne mai recomande și alții. Ai grijă să nu fie socialiști, rostifiți neliniștit. Ar putea încerca să discute cu regele despre relele capitalismului. Nu puteai ști niciodată la ce să te aștepți de la galezi. Bineînțeles înălțimea voastră. Și proviziile? Ea mai dă două pagină. Iată de ce avem nevoie ținând cont de petrecerile din trecut. Fit se uită pe listă. 100 de franzele, 20 de duzin de ouă, 45 de litri de smântână, 40 de kilograme de slănină, 320 de kilograme de cartofi, îl apucă plictiseala. Nu ar trebui să lăsăm asta la urmă până când prințesa se hotărăște asupra meniului? Trebuie să comandăm totul în Cardiff, replică Williams. Prăvăliile din Aberon nu pot satisface comenzi atât de mari și chiar și furnizorii din Cardiff trebuie anunțați din timp pentru a ne asigura că au cantitățile respective în acea zi. Avea dreptate. Se bucura că ea se ocupă de tot. Avea capacitatea de a planifica totul din timp. O calitate rară, după cum aflase. Mi-ar prinde bine să am pe cineva ca tine în regimentul meu, îi zise el. Nu-mi stă bine în cachi, replică ea cu impertinență. Pe chipul majordonului se citea indignarea. Williams, nu fi obraznică. Vă rog să mă iertați, domnule Pil. Fiți simți că era vina lui pentru că îi vorbise fetei pe un ton glumeț. Oricum, nu îl deranja obraznicia ei, de fapt chiar îi plăcea de ea. Pil zise: Bucătarul a venit cu câteva sugestii pentru meniu în înălțimea voastră. Îi înmâna lui Fiți o foaie de hârtie soioasă pe care se vedea scrisul îngrijit ca de copil al bucătarului. Din păcate, nu a venit încă vremea mieilor, dar putem face rost de o grămadă de pește proaspăt din Cardiff. Seamănă mult cu ce am servit la ospățul vânătoresc din noiembrie, prostifiți. Pe de altă parte, nu vrem să încercăm nimic nou de data aceasta. Mai bine să rămânem la felurile de mâncare încercate și testate deja. În tocmai înălțimea voastră. Și acum vinurile. Se ridică în picioare și adăugă. Hai să coborâm în pifniță. Pil păru surprins. Contele nu cobora prea des în beci. Undeva în adâncul minții lui Fitz, începea să încolțească o idee pe care nu voia să o admită. șovăi apoi spuse, Williams, vino și tu ca să iei notițe. Majordonul deschise ușa, iar fi ieși din bibliotecă și coborâ scările din spate. Bucătăria și camerele servitorilor se aflau la demi-sol. Aici se aplicau alte reguli de etichetă, iar fetele și băieții din casă îi făceau reverențe sau își duceau mâna la frunte când trecea pe lângă ei. Pivnița cu vinuri ocupa o parte a subsolului. Pil deschise ușa și spuse, Cu permisiunea dumneavoastră vă voi arăta eu drumul. Fiți în cuvință. Pil aprinse o feștilă de pe perete cu un chibrit, apoi porni pe trepte. Când ajunse jos, mai aprinse o feștilă. Fitz deținea o pifniță modestă de vreo 12.000 de sticle, majoritatea puse la păstrare de către tatăl și bunicul lui. Predominau șampania, coniacul și rizlingul, completate cu cantități mai mici de vin roșu de Bordeaux și vin alb de Burgundia. Fitz nu era mare amator de vin, dar îi plăcea pifnița pentru că îi amintea de tatăl său. O pifniță de vinuri necesită ordine, prevedere și bun gust, obișnuia să spună bătrânul. Acestea sunt virtuțile care au făcut ca Marea Britanie să fie măreață. Fiți avea să-l servească pe rege cu cel mai bun vin al său, desigur, dar tot mai avea de făcut unele alegeri. Șampania avea să fie din soiul perie juie, cel mai scump, dar din ce an? Șampania veche de 20 sau 30 de ani era mai puțin spumoasă și avea un buchet mai puternic, însă cea din producțiile mai recente avea un gust încântător și delicios. Lua la întâmplare o sticlă de pe un rând, era plină de praf și de pânze de păianjen. Șterse eticheta cu batista sa albă din buzunarul de la pieptul hainei. Tot nu putea să vadă data la lumina palidă a lumânării. Îi arătă sticla lui Pil, care își pusese ochelarii la ochi. 1857. Citi major donul. A, îmi amintesc anul acela. Rostifiți. Primul soi pe care l-am gustat vreodată și probabil cel mai bun. Prezența menajerei îl neliniștea puțin, așa cum se aplecase lângă el pentru a se uita la sticla pusă la păstrare acolo cu mult timp înainte ca ea să se nască. Spre consternarea lui, apropierea ei îi tăia răsuflarea. Mă tem că a trecut vremea lui 57, zise Pil. Pot să vă sugerez anul 1892? Fit se uită la o altă sticlă și o văi, apoi luă o decizie. Nu pot citi la lumina asta, spuse el. Pil, pot să-mi aduce o lupă? Pil urcă treptele de piatră. Fiți-o privi pe Williams. Era pe punctul de a face ceva nesăbuit, dar nu se mai putea abține. Ești foarte să rosti el. Vă mulțumesc înălțimea voastră. Buclele ei negre ieșeau de sub boneta de menajeră. El îi atinse părul. Știa că avea să regrete asta mai târziu. Ai auzit vreodată de drodiu Seynor? Remarcă tonul răgușit al propriului glas. Eu sunt galeză, nu franțuzoaică rostia ridicându-și bărbia cu neobrăzare într-un gest pe care el îl percepea deja drept caracteristic. El își duse mâna de la părul ei la ceafă privind-o în ochi. Ea îi întoarse privirea cu o încredere plină de cutezanță. Dar ce voia să-i transmită cu acea expresie? Voia ca el să meargă mai departe sau se pregătea să-l pună într-o postură umilitoare? Auzi pași grei pe treptele pifniței. Se întorcea pil. Fiți se trase de lângă menajeră iar îl luă prin surprindere chicotind. Aveți o expresie atât de vinovată?" exclamă ea, ca de școlar. Pil a în lumina palidă a lumânării, ducând o tavă de argint pe care se afla o lupă cu mâneri de fildeș. Fiți încercă să-și calmeze bătăile inimii. Luă lupa și relu examinarea sticlelor de vin. A avut grijă să nu dea ochii cu Williams. Dumnezeule, se gândi el, ce fată extraordinară! 2. Ethel Williams se simțea plină de energie. Nimic nu o deranja. Putea să se ocupe de orice problemă să treacă peste orice obstacol. Când se uită în oglindă, văzu că pielea îi strălucește și ochii îi sclipesc. După ce se întorseseră de la biserică duminică, tatăl ei comentase cu umorul lui obișnuit ușor sarcastic. Ești veselă? Ai primit bani?" Se trezea ca aleargă în loc să meargă pe holurile nesfârșite de la Taiguin. În fiecare zi umplea tot mai multe pagini din caietul ei cu liste de cumpărături, orare ale angajaților, orele la care să se strângă mesele și cele la care să fie puse din nou, precum și calcule. Numărul fețelor de pernă, al vazelor, al șervețelelor, al lumânărilor, al lingurilor, era marea ei șansă. În ciuda tinereții sale, era menajera șefă interimară chiar pe timpul vizitei familiei regale. Doamna Jevons nu dădea niciun semn că s-ar putea ridica din pat, așa că întreaga responsabilitate a pregătirii conacului pentru rege și regină îi revenea lui Ethel. Simțise dintotdeauna că ar putea excela dacă îi s-ar da prilejul. Însă, în ierarhia rigidă a servitorilor, aveai foarte rar oportunitatea să arăți că ești mai bun decât ceilalți. Deodată se ivise o astfel de șansă, iar ea era hotărâtă să profite de ea. Poate că după asta, bolnava doamnă Jevons avea să primească o îndeletnicire mai puțin solicitantă și Etel avea să devină noua menajeră șefă cu un salariu dublu, cu un dormitor numai al ei și cu un loc al ei în zona servitorilor. Însă mai avea până acolo. Contele era evident mulțumit de felul în care ea își făcea treaba și hotărâse să nu mai cheme menajera de la Londra, ceea ce era un mare compliment pentru Ethel. Însă, se gândia neliniștită încă mai era timp să aibă o mică scăpare, să comită o greșeală fatală care să compromită totul. O farfurie murdară la masă, o canalizare stricată, un șoarece mort în cadă, iar contele avea să se înfurie. În dimineața sâmbetei în care trebuiau să sosească regele și regina, vizită fiecare cameră de oaspeți asigurându-se că focul este făcut și că pernele sunt umflate. Fiecare cameră avea cel puțin o vază cu flori culese chiar în acea dimineață din seră. Exista hârtie de scris cu antetul de la taiguin pe fiecare scrin. Erau prosoape să pun și apă pentru spălat. Răposatului Conte nu îi plăcuse țevăria și fiți nu apucase să instaleze robinete în toate camerele. Erau doar trei closete cu apă într-o casă cu 100 de dormitoare, așa că majoritatea camerelor aveau nevoie și de olițe de noapte. Erau pregătite potpuriuri făcute de doamna Gevons după rețeta ei personală ca să alunge mirosurile neplăcute. Alaiul regelui trebuia să sosească la ora ceaiului. Contele avea să-l întâmpine la gara din Aberoun, fără îndoială că avea să se strângă acolo o mulțime, sperând să-l zărească pe monarh, dar regele și regina nu aveau să se întâlnească cu oamenii la acel moment. Fiț urma să îi aducă la Conac, cu royce roiul său, o mașină mare și închisă. Comisul regelui, Sir Ellen Tate și restul alaiului cu care călătorea regele, aveau să-i urmeze cu bagajul în diverse vehicule trase de cai. În fața conacului, un batalion de pușcași galezi se strângea deja de ambele părți ale aleii ca să asigure garda de onoare. Perechea regală avea să se arate sub pușilor luni dimineață plănuiau să facă un tur al satelor din împrejurimi într-o trăsură deschisă și să se oprească la primăria din Aberowen ca să se întâlnească cu primarul și cu consilierii locali înainte de a porni spre gară. Ceilalți oaspeți începură să sosească pe la amiază. Pil stătea în sala de la intrare și repartiza cameriste care să îi conducă în camerele lor și la chei care să le ducă bagajele. Primii care ajunseră fură unchiul și mătușa lui Fitz, ducele și ducesa de Sussex. Ducele era un văr de al regelui și fusese invitat pentru ca monarhul să se simtă mai confortabil. Ducesa era mătușa lui fiț și, ca toți ceilalți din familie, era extrem de interesată de politică. În casa lor din Londra organiza un salon frecventat de membrii ai cabinetului. Ducesa o informă pe Ethel că regele George al V-lea era ușor obsedat de ceasuri și detesta să vadă că ceasurile din aceeași casă indică ore diferite. Ethel blestemă în sinea ei. În tai Guin erau peste 100 de ceasuri. Împrumută ceasul de buzunar al doamnei Jevons și început să fixeze la aceeași oră toate ceasurile din casă. În sala cea mică de mese dădu peste conte. Stătea la fereastră cu mintea rătăcită a iurea. Ethel îl studie pentru o clipă. Era cel mai chipeș bărbat pe care îl văzuse vreodată. Fața sa palidă, luminată de lumina blândă a soarelui de iarnă, părea sculptată în marmură albă. Avea o bărbie colțuroasă, pomeți pronunțați și nasul drept. Părul său era negru, însă avea ochii verzi, o combinație neobișnuită. Nu avea barbă, mustăți sau favoriți. Cu o față ca a lui, se gândi Ethel, ce rost avea să lași părul să acopere. El îi surprinse privirea. Tocmai am fost informat că regelui îi place să aibă un castron cu portocale în cameră, zise el. Nu-i nicio portocală în toată casa. Ethel se încruntă. Niciunul dintre băcanii din Aberon nu avea portocale atât de devreme în sezon. Clienților nu-și permiteau asemenea produse de lux. Același lucru era valabil și pentru toate celelalte orașe din Sud Wales. Dacă mi-ați îngăduit să folosesc telefonul, aș putea vorbi cu unul sau doi băcani din Cardiff, zise ea. S-ar putea să aibă portocale din Africa de Sud în această perioadă a anului. Dar cum o să le aducem aici? O să cer prăvăliei să pună un paner în tren. Se uită la ceasul pe care tocmai îl fixase. Cu puțin noroc, portocalele vor ajunge aici odată cu regele, spuse ea. Asta e, zise el. Așa vom face. Se uită drept la ea și îi spuse. Ești uluitoare. Nu cred că am mai cunoscut o fată ca tine. Ea îi întoarse privirea. El îi mai vorbise astfel mult prea familiar și cu oarecare intensitate de câteva ori în ultimele două săptămâni, iar asta îi dăduse lui Ethel un sentiment straniu, un soi de entuziasm tulburător, de parcă urma să se întâmple ceva periculos de incitant. Era ca acel moment dintr-un bazb când prințul intră în castelul fermecat. Vraja fu întreruptă de sunetul roților de mașină pe alea de afară, apoi de o voce familiară. Pil, cât mă bucur să te văd!" Fiți se uită pe fereastră. Expresia de pe chipul lui era de-a dreptul comică. O, nu!" Îngăimă el, sora mea. Bine ați venit acasă, Lady Maud, se auzi glasul lui Pil. Chiar dacă nu vă așteptam. Contele a uitat să mă invite, dar am venit singură. Etel își înnăbuși un zâmbet. Fiță-și iubea năbădăioasa soră, însă o considera foarte dificilă. Opiniile ei politice erau alarmant de liberale. Era o sufragetă, o militantă pentru acordarea dreptului de vot femeilor. Maudi se părea minunată lui Ethel. Era exact genul de femeie independentă care și-ar fi dorit și ea să fie. Fiție și cu pași mari din cameră, iar Ethel îl urmă în sala de la intrare, o încăpere impunătoare, decorată în stilul gotic îndrăgit de victorienii din generația tatălui lui Fiț. Furniruri închise la culoare, tapet cu model complicat și jilțuri din lemn de stejar ce arătau ca niște tronuri medievale. Maud tocmai intra pe ușă. Fiți, dragul meu, ce mai faci? Rostia. Maud era înaltă ca fratele său și se la înfățișare, însă trăsăturile sculpturale care îl făceau pe conte să aducă statuie de zeu nu erau la fel de măgulitoare la o femeie, astfel că Maud era mai degrabă izbitoare decât frumoasă. Contrar părerii populare, conform căreia feministele erau neîngrijite, ea era îmbrăcată cu foarte mult gust, purtând o fustă strâmtă peste cismele cu cataramă, o haină blămarin cu o curea supradimensionată și cu manșete mari și o pălărie cu o pană înaltă prinsă de boruri ca un drapel de regiment. Era însoțită de mătușa Herm, Lady Hermia era cealaltă mătușa a lui Fitz. Spre deosebire de sora ei, care se căsătorise cu un duce bogat, Herm se măritase cu un baron nechipzuit, care murise tânăr și falit. Cu zece ani în urmă, după ce părinții lui Fiț și ai lui Maud muriseră la un interval de câteva luni unul față de celălalt, mătușa Herm se mutase la ei ca să o crească pe nepoata ei, în vârstă de 13 ani pe atunci. Continua să se poarte ca o însoțitoare oarecum ineficientă pentru Maud. Fiț îi zise lui Maud. Ce cauți aici?" Mătușa Herm murmură. Ți-am spus eu că nu o să-i placă dragă." Nu puteam lipsi exact când vine regele în vizită, rosti Maud. Ar fi fost o lipsă de respect din partea mea. Tonul lui Fitt era exasperat. Nu vreau să vorbești cu regele despre drepturile femeilor. Ethel nu credea că existau motive de îngrijorare. În ciuda vederilor politice radicale ale lui Maud, ea știa cum să-i flateze și cum să flirteze cu bărbații puternici și chiar și prietenii conservatori ai lui Fitz o plăceau. Ia-mi haina, te rog, Morrison!" zise Maud. Își desfăcu nasturii și se întoarse ca să-i permită la cheului să-i scoată haina. Bună, Williams, ce mai faci?" îi spuse ea lui Ethel. Bine ați venit acasă în înălțimea voastră," rosti Ethel. Doriți să stați în apartamentul cu gardenii?" Da, te rog, îmi place panorama de acolo." Vreți să serviți prânzul până vă pregătesc camera?" Da, te rog, mi-e foame de mor." Astăzi servim în regim de club," întrucât oaspeții sosesc la ore diferite. Regimul de club însemna că oaspeții erau serviți când intrau în sala de mese, ca într-un club de gentilomi sau ca într-un restaurant, în loc să se pună masa odată pentru toată lumea. Prânzul era modest în ziua aceea. Supă fierbinte, concentrată și condimentată, platouri cu aperitive reci și pește afumat, păstrăv umplut, cotlete de miel și câteva dulciuri și brânzeturi. Ethel deschise ușa și le urmă pe Maud și pe Herm în marea sală de mese. Acolo se aflau deja Veri von Ulrich. Walter von Ulrich, cel mai tânăr dintre ei, era chipe și fermecător și părea încântat să se afle la Taiguin. Robert era un tip mofturos. Îndreptase tabloul ce înfățișa castelul din Cardiff, aflat pe peretele din camera sa, ceruse mai multe perne și descoperise că în de pe scrinul său cerneala se uscase. O scăpare care o făcu pe Ethel să se întrebe îngrijorată ce altceva mai uitase. Se ridicară în picioare când doamnele intrară în sală. Maud se duse țintă la Walter și îi zise. Nu te-ai schimbat deloc de când aveai 18 ani." Mă mai ții minte?" Chipul lui se lumină. Da, deși tu te-ai schimbat de când aveai 13 ani." Își dură mâna și apoi Maud îl sărută pe obraj de parcă ar fi fost rude. Făcusem o adevărată pasiune de fetișcană pe vremea aceea, rostia cu o candoare dezarmantă. Walter zâmbi. Și tu îmi plăceai foarte mult. Dar te purtai mereu ca și cum aș fi fost o pacoste. Trebuia să-mi ascund sentimentele față de fiți care te proteja ca un câine de pază. Mătușa Herm tușii, manifestându-și astfel dezaprobarea față de acest acces brusc de intimitate. Maud zise, Mătușă, Dumnealui este Herr Walter von Ulrich, un vechi prieten și coleg de școală de-a lui Fitz care obișnuia să vină aici în vacanțe. Acum este diplomat la ambasada germană din Londra. Walter spuse, Permiteți-mi să vi-l prezint pe vărul meu, graful Robert von Ulrich. Graf era termenul german pentru conte, după cum își amintea Ethel. Este atașat militar la ambasada austriacă. De fapt, era o verde gradul al doilea. Îi explicase sobru Pil lui Ethel. Bunicii lor erau frați, iar cel mai tânăr dintre ei se căsătorise cu o moștenitoare germană și părăsise Viena, mutându-se în Berlin, ceea ce explica de ce Walter era german, iar Robert austriac. Lui Pil îi plăcea să lămurească aceste chestiuni. Toată lumea se așeză. Ethel îi ținu scaunul și Herm. Ați dori niște supă concentrată și condimentată, Lady Hermina? Întrebă ea. Da, Williams, te rog. Etel îi făcu semn unui lacheu, care se duse la bufetul pe care supa era ținută fierbinte într-o oală. Văzând că nou veniții se făcuseră răcomozi, Etel plecă repede să le pregătească dormitoarele. Când ușa se închidea în spatele ei, îl auzi pe Walter von Ulrich spunând Îmi amintesc cât de mult îți plăcea muzica Lady Maud. Tocmai discutam despre baletul rusesc. Ce părere ai despre Diaghilev? Nu mulți bărbați le cereau femeilor părerea. Maud avea să aprecieze asta. În timp ce Ethel cobora în grabă treptele ca să găsească două cameriste care să se ocupe de dormitoare, se gândi, germanul acela este fermecător. 3. Sala cu sculpturi de la Taiguin era o anticameră a sălii de mese. Oaspeții se adunau acolo înainte de cină. Fitz nu era foarte interesat de obiectele de artă. Acestea fusese recolecționate de bunicul său, însă sculpturile le ofereau oamenilor ceva de discutat în timp ce așteptau să se servească cina. Pe când vorbea cu mătușa sa ducesa, Fitz se uită neliniștit prejur la bărbații în smoking și la femeile cu rochii decoltate de seară și cu diademe pe cap. Protocolul cerea ca toți oaspeții să se afle în încăpere atunci când regele și regina aveau să intre. Unde era Maud? doar nu avea de gând să provoace un incident. Nu, iată-o într-o roche mov de mătase purtând diamantele mamei lor, vorbind însuflețită cu Walter von Ulrich. Fit și Maud fusese din apropiați. Tatăl lor fusese un erou distant, iar mama lor, acolita sa nefericită. Cei doi copii își oferiseră unul altuia afecțiunea de care aveau nevoie. După ce muriseră părinții lor, ei se apropiaseră și mai mult uniți de suferință. Fița avea pe atunci 18 ani și încercase să-și protejeze surioara de cruzimea lumii. Ea, la rândul ei, îl adorase. Acum că erau amândoi adulți, ea devenise independentă în vreme ce el continua să creadă că în calitatea sa de cap al familiei încă avea autoritatea asupra ei. Totuși, afecțiunea pe care și-o purtau unul altuia se dovedise suficient de puternică ca să treacă amândoi peste diferențele dintre ei, cel puțin până atunci. Ea îi atrăgea acum atenția lui Walter asupra unui cupidon din bronz. Spre deosebire de Fitz, ea înțelegea asemenea lucruri. Fitz se ruga ca ea să vorbească toată seara numai despre artă și să nu abordeze subiectul drepturilor femeilor. George al V-lea detesta liberalii. Toată lumea știa asta. Monarhii erau de obicei ultraconservatori, însă evenimentele accentuaseră antipatia regelui. El urcase pe tron în toiul unei crize politice. Împotriva voinței sale, fusese silit de către premierul liberal Ascuit, puternic susținut de opinia publică, să mai reducă din atribuțiile Camerei lor zilor. Această umilință încă îl îndurera. Maiestatea sa știa că Fiț, ca membru conservator în Camera lor zilor, se opusese din toate puterile acestei așa zise reforme. Cu toate acestea, dacă Maud l-ar fi săcăit în seara aceea, el nu i-a fi iertat-o niciodată lui Fiț. Walter se afla abia la începutul carierei sale de diplomat, însă tatăl lui era unul dintre cei mai vechi prieteni ai Kaiserului. Și Robert avea relații suspuse. Era unul dintre apropiații arhiducelui Franz Ferdinand, moștenitorul tronului Imperiului Austro-Ungar. Un alt oaspete ce frecventa cercurile înalte era americanul înalt și tânăr care vorbea acum cu ducesa. Numele lui era Gus Dewar, iar tatăl său, un senator, era consilierul președintelui Statelor Unite, Woodrow Wilson. Fiți considera că se descurcase bine, izbutind să adune la oaltă un asemenea grup de tineri, elita ce avea să conducă lumea în viitor. Spera ca regele să fie mulțumit. Gaz Dewar avea o fire agreabilă, deși era ușor stingher. Se apleca de spate, de parcă ar fi preferat să fie mai scund și să sară în ochi cât mai puțin. Părea nesigur pe sine, dar era curtenitor cu toată lumea. Poporul american este interesat mai degrabă de problemele interne decât de politica externă, îi spunea el ducesei. Însă președintele Wilson este liberal, astfel încât este firesc să fie mai atras de regimurile democrate precum cel din Franța și din Marea Britanie decât de monarhiile autoritare din Austria și Germania. În acel moment ușa dublă se deschise, camera se cufundă în tăcere, iar regele și regina își făcură intrarea. Prințesa Bea făcu o reverență, fiț se înclină, iar toți cei prezenți le urmară exemplul. Urmară câteva clipe de tăcere stingheră, căci nimeni nu avea voie să vorbească până când una dintre altețe nu spunea ceva. În cele din urmă, regele îi zise lui Bea. Am stat în această casă acum 20 de ani, să știi. După aceea oamenii începură să se relaxeze. Regele era un bărbat dichisit, reflectă fiț în timp ce discutau nimic cu toți patru. Avea barba și mustața atent îngrijite. Părul începuse să îi se rărească, dar încă mai avea suficient cât să și-l pieptene cu o cărare dreaptă ca o riglă. Hainele strâmte de seară se potriveau cu silueta lui suplă. Spre deosebire de tatăl său, Eduard al VII-lea, el nu era gurmand se destindea cu hobby-uri ce necesitau precizie. Îi plăcea să colecționeze timbre, lipindu-le cu meticulozitate în albume, un obicei care îi atrăsese disprețul intelectualilor londonezi nerespectoși. Regina era ceva mai spectaculoasă. Avea bucle cărunte, o gură severă și un piept mărinimos, dezvăluit în mod măgulitor de decolteul extrem de adânc care era atunci la modă. Era fica unui prinț german. Fusese logodită inițial cu Albert, fratele mai mare al lui George, însă acesta murise de pneumonie exact înainte de nuntă. Când George deveni noul moștenitor al tronului, el o preloși pe logodnica fratelui său, o uniune privită de unii oameni ca fiind puțin ca medievală. Bea era în mediul ei. Purta o roche seducătoare din mătase roz, iar buclele sale blondei erau aranjate perfect, astfel încât să pară ușor dezordonate, de parcă tocmai s-ar fi desprins dintr-un sărut nepermis. Vorbea cu regele plină de însuflețire. Simțind că sporovăia la fără rost nu l-ar fi fermecat pe George al V-lea, îi povestea cum crease Petru cel Mare flota Rusiei, iar el dădea din cap vizibil interesat. Pil apăru în ușa sălii de mese cu o expresie întrebătoare pe chipul său pistruiat îi atrase atenția lui Fitz și îi făcu un semn cu capul. Fitz o întrebă pe regină. Doriți să mergem la cină, maestatea voastră? Ea îi dădu brațul. În spatele lor, regele mergea la braț cu Bea, iar restul oaspeților se așezară perechi-perechi în ordinea prestanței. Când toată lumea fu gata, intrară în sala de mese în alai. Ce frumos!" murmură regina când văzu masa. Vă mulțumesc!" fiți răsuflând ușurat. Bea făcuse o treabă nemaipomenită. Trei candelabre atârnau deasupra mesei lungi. Reflexiile lor sclipeau în paharele de cristal de pe masă. Toate tacâmurile erau din aur, la fel ca solnițele de sare și de piper și ca micile cutii de chibrituri pentru fumători. Pe fața de masă albă erau împrăștiați trandafir din seră și, pentru o notă teatrală, Bea lăsase să atârne ferici delicate de pe candelabre până la piramidele de struguri de pe tipsiile de aur se așezară cu toții, episcopul rosti rugăciunea, iar fiți se relaxă. O petrecere care începea bine continua aproape întotdeauna cu succes. Vinul și mâncarea îi făceau pe oameni mult mai puțin dispuși să găsească nod în papură. Meniul era deschis de aperitive rusești în semn de curtoazie pentru țara de origine a lui Bea. Biscuiți cu caviar și smântână, triunghiuri de pâine prăjită și pește afumat, tartine cu hering afumat, toate servite cu șampania Perie din 1892, care era fină și delicioasă, așa cum îi promisese Pil. Fiț era cu ochii pe Pil, iar acesta stătea cu ochii pe rege. De îndată ce majestatea sa lăsa jos tacâmurile, majordonul îi lua farfuria, iar acesta era semnalul pentru ca ceilalți la să debaraseze masa. Oaspeții care nu își terminaseră încă felul erau nevoiți să-l abandoneze, din respect pentru monarh. Urmă supa, servită cu un vin de xeres sec din San Lucar de Barameda. Peștele ales era calcan și fu însoțit de un vin vechi, Mersol Charme, cu un gust ca de aur. La medalioanele de miel galez, fița alesese un chateau la din 1875. Soiul din 1870 nu era încă gata de băut. Vinul roșu continuă să fie servit cu pateul din ficat de gâscă care urma și cu ultimul fel de mâncare pe bază de carne preperițe cu struguri coapte în aluat franțuzesc. Nimeni nu mâncă totul. Bărbații luară ce le plăcea mai mult ignorând restul. Femeile ciuguliră dintr-un fel sau două. Multe farfurii se întoarse răne la bucătărie. Urma apoi o salată, un desert, un aperitiv, fructe și fursecuri. Într-un final, prințesa Bea ridică discret din sprânceană către regină care răspunse cu o înclinare aproape imperceptibilă a capului. Se ridicară amândouă în picioare, toți cei prezenți le urmară exemplul, iar doamnele ieșiră din încăpere. Bărbații se așezară din nou, la chei aduse răcutii cu trabucuri, iar Pila amplasă un clondir cu coniac de fereira din 1847 lângă mâna dreapta a regelui. Fiți trase cu dintr-un trabuc. Lucrurile mergeau bine, Regele era cunoscut pentru firea sa nesociabilă, simțindu-se confortabil doar în prezența bătrânilor săi camarazi din vremurile fericite când se afla în marină, însă în seara aceea fusese fermecător și nimic nu mersese prost. Sosiseră chiar și portocalele. Fitz vorbise mai devreme cu Sir Alan Tate, comisul regelui, un fost ofițer de armată cu favoriți de modăci. Se înțeleseseră ca a doua zi regele să se întâlnească între patru ochi câte o oră cu fiecare dintre bărbații de la masă, care aveau cu toții informații prețioase despre guvernele țărilor lor. În seara aceea însă, fiți trebuia să spargă gheața cu o discuție generală despre politică. Își drese glasul și îi se adresă lui Walter von Ulrich. Walter, noi doi suntem prieteni de 15 ani. Am învățat împreună la Eton. se întoarse spre Robert. Iar pe vărul tău îl cunosc din studenția noastră când noi trei împărțeam același apartament în Viena. Robert zâmbi și în cuvință. Lui fiță îi plăceau amândoi. Robert era un tradiționalist ca Fiț. Walter, deși nu era la fel de conservator, era foarte inteligent. Acum aflăm că lumea vorbește despre un război între țările noastre. Continuă, Fiț. Chiar există șanse să se întâmple o asemenea tragedie? Walter răspunse. Dacă discuțiile despre război îl pot face să devină real, atunci da, putem vorbi despre un război, căci toată lumea pare să se pregătească pentru unul. Însă, chiar există un motiv real? Eu unul nu-l văd. Gas Dewar ridicăm mâna ușor nesigur. Fiț îl plăcea pe Dewar, în ciuda înclinațiilor sale liberale. Americanii erau obraznici de obicei, însă Gas era manierat și puțin timid. De asemenea, era și surprinzător de bine informat. El zise, Marea Britanie și Germania au multe motive de dispută. Walter se întoarse spre el. Ați putea să-mi dați un exemplu? Gas suflă fumul de la Trabuc. Rivalitatea navală. Walter dădu din cap. Kaiserul meu nu crede că există o lege lăsată de Dumnezeu care să spună că flota germană ar trebui să rămână mai mică decât cea britanică pentru totdeauna. Fiți privine liniștiți spre rege. Monarhul ținea nespus la flota regală și s-ar fi putut simți ofensat. Pe de altă parte, Kaiserul Wilhelm era vărul său. Tată lui George și mama lui Willy erau frați, fiind amândoi copiii reginei Victoria. Fiți fu ușurat să constate că maestatea sa zâmbea cu indulgență. Walter continuă. Acest subiect a provocat fricțiuni în trecut, însă în ultimii doi ani ne-am înțeles, în mod informal, asupra mărimilor relative ale flotelor noastre de ori spuse. Atunci rivalitatea economică? Este adevărat că Germania devine tot mai prosperă pe zi ce trece, iar curând ar putea să ajungă din urmă producția economică a Marii Britanii și a Statelor Unite. Dar de ce ar fi asta o problemă? Germania este unul dintre cei mai mari clienți ai Marii Britanii. Cu cât avem mai mult de cheltuit, cu atât cumpărăm mai mult. Forța noastră economică este un factor pozitiv pentru industria și britanici. Dewar încercă din nou. Se zvonește că Germania și-ar dori mai multe colonii. Fiți se uită din nou la rege, întrebându-se dacă nu cumva acesta era deranjat de faptul că discuția era monopolizată de cei doi. Însă maestatea sa părea să fie fascinat de discuție. Walter spuse. Au existat războaie pentru controlul coloniilor, mai ales în țara dumneavoastră, domnule Dewar. Însă în ziua de azi cred că suntem în stare să lămurim asemenea dispute fără să mai apelăm la arme. Acum trei ani, Germania, Marea Britanie și Franța s-au ciorovăit în privința Marocului, însă disputa a fost rezolvată fără război. Mai recent, Marea Britanie și Germania au ajuns la o înțelegere cu privire la chestiunea spinoasă a căii ferate din Bagdad. Dacă o să continuăm în aceeași manieră, nu vom ajunge la război. Deor spuse, îmi permiteți să folosesc termenul de militarism german? Era o remarcă puțin cam dură și fiți stresării. Walter se îmbujoră, dar răspunse pe un ton calm. Vă apreciez franchețea. Imperiul German este dominat de prusaci care joacă un rol similar cu cel jucat de englezi în regatul unit al maestății voastre. Era îndrăzneț să compari Marea Britanie cu Germania și Anglia cu Prusia. Walter se afla la limita a ceea ce era îngăduit într-o conversație politicoasă. Se gândi fiți neliniștit. Walter continuă. Prusacii au o tradiție militară puternică, Însă nu pornesc războaie fără motiv. Deor rosti cu scepticism. Deci, Germania nu este agresivă. Din potrivă, spuse Walter. Vă asigur că Germania este singura mare putere din Europa continentală care nu este agresivă. Un murmur de surprindere străbătu încăperea, iar fiți îl văzu pe rege ridicând din sprâncene. Deor se trase înapoi surprins și zise. Cum ați ajuns la această concluzie? Manierele impecabile și tonul amiabil al lui Walter atenuară duritatea vorbelor sale provocatoare. Mai întâi gândiți-vă la Austria, continuă el. Vărul meu vienez, Robert, nu va tăgădui că Imperiul Austro-Ungar ar dori să-și extindă granițele înspre sud-est. Nu fără motiv, protestă Robert. Acea parte a lumii pe care britanicii o numesc Balcani a făcut parte din sfera otomană de influență vreme de sute de ani. Însă stăpânirea otomană a fost spulberată și acum Balcanii sunt o zonă instabilă. Împăratul austriac crede că este de datoria sa sfântă să mențină ordinea și religia creștină acolo. Într-adevăr, în cuvință Walter, însă și Rusia vrea teritorii în Balcani. Fiți consideră că lui îi revenea rolul de apărător al guvernului rus, poate și datorită lui Bea. Și ei ar avea motive întemeiate, rosti el. Jumătate din comerțul lor exterior traversează Marea Neagră și trece de acolo prin strâmtori în Marea Mediterană. Rusia nu poate permite niciunei alte mari puteri să controleze strâmtorile prin obținerea unor teritorii în estul Balcanilor. Ar fi ca un laț la gâtul economiei rusești. În tocmai confirmă Walter. Revenind acum la vestul Europei, Franța nu trește ambiția de a lua Germaniei provinciile Alsacia și Lorena. În acest moment, oaspetele francez, Jean-Pierre Charlot, izbucni. Răpite Franței acum 43 de ani. Nu vreau să intru în acest subiect, prosti Walter, pe un ton calm. Haideți să spunem că Alsacia și Lorena au fost alipite la Imperiul German în 1871, după înfrângerea suferită de Franța în războiul franco-prusac. Fie că au fost răpite sau nu, veți recunoaște, domnule Conte, că Franța vrea acele pământuri înapoi. Firește! Francezul se lăsă pe spate și sorbi din coniac. Walter zise: Chiar și Italia ar dori să ia Trentino de la Austria, unde majoritatea populației vorbește italiana, strigă Signor Fali, plus o mare parte din coasta Dalmației, pline de lei venețieni, biserici catolice și coloane romane. Și Tirolul, o provincie cu istorie îndelungată de autoguvernare, unde majoritatea populației vorbește germana. O necesitate strategică? Desigur. Fiți și dădu seama cât de abil acționase Walter. Fără să fie nepoliticos, ci doar ușor provocator, el îi întărtase pe reprezentanții fiecărei națiuni, făcându-i să-și confirme, într-un limbaj mai mult sau mai puțin beligerant, ambițiile teritoriale. Acum Walter spuse. Însă ce teritoriu nou cere Germania? Îi privi pe cei de la masă, dar nimeni nu scoase o vorbă. Niciunul, Rosti el triumfător. O singură altă mare putere din Europa poate spune același lucru. Marea Britanie. Gas de ori trecu clondirul cu coniac mai departe și zise cu accentul său tărăgănat de american. Presupun că aveți dreptate. Walter încheie. Deci, vechiul meu prieten fiț, ce motiv am avea să pornim un război? 4. Duminică dimineață, înainte de micul dejun... Lady Maud o chemă la ea pe Ethel. Ethel trebuie să-și rețină un suspin de exasperare. Era extrem de ocupată. Era de vreme însă servitorii munceau deja din greu. Înainte ca oaspeții să se trezească, toate șemineurile trebuiau curățate, focurile reaprinse iar coșurile umplute cu cărbuni. Încăperile principale, sala de mese, salonul de zi, biblioteca, fumoarul și sălile comune mai mici trebuiau curățate și aranjate. Când fu chemată, Ethel tocmai verifica florile din sala de biliard, înlocuindu-le pe cele care se ofileau. Oricât de mult i-ar fi plăcut de sora radicală a lui Fitz, spera că am aud să nu aibă o sarcină prea complicată pentru ea. Când Ethel venise să lucreze la Tai Guin, la vârsta de 13 ani, familia Fitzherbert și oaspeții acesteia îi se păruseră aproape ireali. Păreau a fi desprinși din bazme sau precum triburile străine din Biblie, ca hitiții poate, și o îngrozeau. O speria gândul că ar putea face vreo boacănă care să o coste slujba, dar era și foarte curioasă să vadă aceste făpturi stranii mai îndeaproape. Într-o zi, o fată de la bucătărie îi spusese să urce la etaj până în sala de biliard și să aducă de acolo tantalicul. Fusese prea agitată ca să mai întrebe ce era acela un tantalic. Se dusese în camera respectivă și se uitase peste tot, sperând că era ceva evident cum ar fi fost o tavă cu vase murdare, dar nu-i sări nimic în ochi. Plângea când în încăpere intrase Maud. Maud era pe atunci o lungană de 15 ani, o femeie în haine de fetiță, nefericită și rebelă. De-abia mai târziu avea să-și transforme nemulțumirea într-o cruciadă însă chiar și la 15 ani avea acea compasiune care o făcea sensibilă la nedreptate și la asuprire. O întrebase pe Ethel ce se întâmplase. Tantalicul se dovedise a fi un recipient de argint cu clondire de coniac și de whisky. Era un chin, deoarece avea un mecanism de închidere care împiedica pe servitori să tragă vreo dușcă. îi explicase ea. Ethel îi mulțumise din tot sufletul. Era primul dintr-un lung șir de gesturi de bunăvoință și, cu trecerea anilor, Ethel ajunsese să o adore pe fata mai mare. Ethel urcă în camera lui Maud, ciocăni la ușă și intră. Apartamentul cu gardenii avea un tapet cu un motiv floral complicat, care nu mai era la modă de la începutul secolului. Cu toate acestea, Fereastra sa boltită dă de despre cea mai fermecătoare parte a grădinii lui Fitz, aleia de vest, o cărare lungă și dreaptă ce ducea printre răzoarele de flori spre o casă de vară. Mă aud își trăgea cizmele, observă Ethel nemulțumită. Mă duc să mă plimb, trebuie să mă însoțești, îi zise ea. Ajută-mă să-mi pun pălăria și pune-mă la curent cu toate bârfele. Ethel nu-și vedea capul de treabă, dar era pe cât de intrigată, pe atât de deranjată. Cu cine voia să se plimbe Maud? Unde era însoțitoarea ei obișnuită mătușa Herm? Și de ce își punea o pălărie atât de fermecătoare dacă se ducea să se plimbe prin grădină? Oare era vreun bărbat prin peisaj? În timp ce prindea pălăria de părul negru al lui Maud, Ethel îi spuse În dimineața asta a izbucnit un adevărat scandal sub scări. Maud colecționa bârfele așa cum regele colecționa timbre. Morrison s-a dus la culcare de-abia la ora 4. E unul dintre lachei, cel înalt cu mustață blondă. Îl știu pe Morrison și știu și unde și-a petrecut noaptea. Mă aud de zită. Etel așteptă o clipă, apoi zise. Și nu aveți de gând să-mi spuneți? O să fi șocată. Etel rânji. Cu atât mai bine. Și-a petrecut noaptea cu Robert von Ulrich. m aud o privi pe Etel în oglinda de la măsuța de toaletă. Ești îngrozită? Etel era fascinată. Vai, n-aș fi crezut. Știam că Morrison nu e prea fost fustangiu din fire, dar nu credeam că este unul dintre aceia, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Ei bine, Robert este cu siguranță unul dintre aceia și l-am văzut uitându-se la Morrison de câteva ori în timpul cinei. De față cu regele. De unde știți de Robert? Walter mi-a zis. Ce mai lucru pe care să-l spună un cavaler unei doamne? Oamenii vă destăi nu e tot. Ce se mai bârfește prin Londra? Se vorbește despre domnul Lloyd George. David Lloyd George era ministrul de finanțe responsabil cu visteria statului. Gales de fel era un înfocat orator de stânga. Tatălui Ethel îi zisese că Lloyd George ar fi trebuit să fie în partidul laburist. În timpul grevei din Minerit, din 1912, el pomenise chiar de naționalizarea minelor. Ce se spune despre el? Întrebă Ethel. Care o amantă? Nu! De data aceasta, Ethel chiar era șocată. Dar a fost crescut baptist. Mă aud râse. Ar fi fost mai puțin scandalos dacă era anglican? Da. Ethel se abținu să mai adauge, evident. Cine este amanta? Întrebă ea. Frances Stevenson. La început a fost guvernanta fetei sale, dar este o femeie inteligentă. Are o diplomă în limbile clasice și acum este secretara lui personală. Este îngrozitor. El îi zice păsărică. Ethel aproape că se înroși. Nu știa ce replică să mai dea. Maud se ridică în picioare, iar Ethel o ajută să-și pună haina. Apoi Ethel o întrebă. Și soția lui Margaret? Ea stă aici, în țara galilor, cu cei patru copii. Au fost cinci, numai că unul a murit. Biata femeie! Maud era gata. Străbătură holul și coborâ răscările. Walter von Ulrich aștepta în sala de la intrare, înfășurat într-o pelerină lungă închisă la culoare. Avea o mustăcioară și ochii căprui și blânzi. Arăta spilcuit, într-un fel îngrijit, de german, era genul de bărbat care s-ar înclina și și-ar pocni ele și apoi ți-ar face cu ochiul, se gândi Ethel. De deci el era motivul pentru care Maud nu o voia pe Lady Hermia drept însoțitoare. Maud îi zise lui Walter, William s-a venit să lucreze aici când eu eram copilă și de atunci suntem prietene. Lui Ethel îi plăcea de Maud, dar era prea mult să spui că erau prietene. Maud era cum se cade, iar Ethel o admira, însă era în continuare stăpână și servitoare. Maud voia de fapt să spună că Ethel era de încredere. Walter îi se adresă lui Ethel cu politețea elaborată pe care oamenii ca el o foloseau atunci când le vorbeau celor din clasele inferioare. Încântat de cunoștință, Williams. Ce mai faci? Sunt bine, mulțumesc, domnule. Îmi iau imediat haina fugi în jos pe scări. Chiar nu voia să meargă la plimbare cât timp era regele acolo. Ar fi preferat să fie pe aproape ca să supravegheze menajerele, dar nici nu putea refuza. În bucătărie, camerista prințesei Bea, Nina, îi făcea un cei rusesc stăpânei sale. Etel îi spuse unei alte cameriste. Herr Walter s-a trezit. Poți să faci curat în camera cenușie. De îndată ce apăreau oaspeții, cameristele trebuiau să se ducă în dormitoare și să facă curat, să strângă paturile, să golească oalele de noapte și să schimbe apa de spălat. Îl văzu pe pil majordonul numărând farfuriile. Vreo mișcare la etaj? Îl întrebă. 19.20, zise el. Domnul Dewar a sunat și a cerut apă fierbinte pentru bărbierit, iar senior Fali a cerut o cafea. Lady Maud vrea să mă duc cu ea la plimbare. Este inoportun, rostit pil îmbufnat. E nevoie de tine în casă." Etel știa asta. Îi răspunse sarcastic. Ce vreți să fac, domnule pil? Să-i spun să mă mai slăbească?" Ai grijă, fără neobrăzare. Întoarce-te cât poți de repede." Când urcă la etaj, câinele contelui Gellert stătea la ușa din față gâfâind nerăbdător, intuind că era rost de plimbare. Plecară cu toții și traversară pe luza de est îndreptându-se spre pădure. Walter îi spuse lui Ethel. Presupun că Lady Maud te-a învățat să fii o sufragetă. A fost invers de fapt, interveni Maud. Williams a fost prima persoană care m-a familiarizat cu ideile liberale. Ethel explică. Le-am căpătat de la tatăl meu. Ethel știa că nu voiau de fapt să vorbească cu ea. Însă eticheta nu le îngăduia să rămână singuri, așa că se mulțumeau cu mai puțin. Îl strigă pe Gellert apoi țâșni în față jucându-se cu câinele și oferindu-le intimitatea după care probabil tângeau. Aruncând o privire în urmă, văzu că se țineau de mână. aud se mișca repede, se gândi Ethel. Din câte zisese ieri, nu îl mai văzuse pe Walter de 10 ani. Nici atunci nu existase vreo idilă fățișă, ci doar o atracție nerostită. Ceva trebuie să se fi întâmplat în noaptea precedentă. Poate că au stat până târziu să vorbească. Maud flirta cu toată lumea, Așa obținea informații de la toți, însă era limpede că aici era vorba de ceva mai serios. O clipă mai târziu, Ethel a auzit pe Walter fredonând o melodie. Maudi se alătura, apoi se opriră și izbucniră în râs. Lui Maud îi plăcea muzica la nebunie și cânta destul de bine la pian, spre deosebire de Fitz, care era afon. Se pare că și Walter avea o fire muzicală. Vocea lui plăcută de bariton ar fi fost foarte apreciată în capelă, se gândi Ethel. Mintea îi rătăci la îndatoririle ei. Nu văzuse pantofi lustruiți în fața dormitoarelor. Trebuia să-i mâne de la spate pe lustragii și să-i Se întreba agitată cât era ceasul. Dacă plimbarea mai dura mult, avea să fie nevoită să insiste să se întoarcă acasă. Aruncă o privire în spate, însă de această dată nu-i mai văzu pe Walter și pe Maud. Oare se opriseră și o luaseră într-o altă direcție, Rămase pe loc câteva minute, dar nu putea aștepta acolo toată dimineața, așa că o luă înapoi printre copaci. O clipă mai târziu îi Erau îmbrățișați sărutându-se pătimași. Mâinile lui Walter erau pe spatele lui Maud și o țineau lipită de el. Aveau gurile între deschise, iar Ethel o auzea pe Maud gemând. Se holbă la ei. Se întreba dacă o va săruta vreodată astfel și pe ea vreun bărbat. Leulin Pestrițul o sărutase odată pe plajă, când ieșiseră împreună enoriașii, dar nu-și deschisese răgurile și nici nu se lipiseră unul de celălalt, și în niciun caz nu o făcuse pe Ethel să geamă. Micul Dai Haleala, fiul măcelarului, îi băgase mâna pe sub fustă la Palace Cinema din Cardiff, însă ea îi dăduse mâna la o parte după câteva secunde. Îi plăcuse cu adevărat de leulin Davis, fiul unui profesor, care îi vorbise despre guvernarea liberală și îi zisese că are sânii ca niște pui calzi de pasăre într-un cuib. Însă el plecase la facultate și nu-i mai scrisese. Cu ei fusese intrigată, chiar curioasă să meargă mai departe, dar nu fusese niciodată pătimașă. O invidia pe Maud. Maud își deschise atunci ochii, o zări pe etel și se desprinse din îmbrățișare. Gelert scheună deodată și le dădu o col cu coada între picioare. Ce-o mai fi pățit și el, o clipă mai târziu, Ethel simți o vibrație în pământ de parcă ar fi trecut un accelerat, însă calea ferată se termina la o milă mai încolo. Maud se încruntă și dădu să spună ceva, apoi se auzi un bubuit ca de tunet. Ce-a mai fost și asta?" zise Maud. Dar Ethel știa. Țipă și o la fugă. 5. Billy Williams și Tommy Griffiths erau în pauză lucrau la un filon numit cărbunele de un metru, adânc de vreo 500 de metri, nu atât de adânc precum orizontul principal. Filonul era împărțit în cinci sectoare, toate numite după hipodromurile britanice, iar acum se aflau în Ascot, cel mai apropiat de puțul de aeraj. Ambii băieți lucrau ca ucenici ajutoare pentru minerii mai în vârstă. Ortacul își folosea copul cu lamă dreaptă ca să îndepărteze cărbunele de pe abataj, iar ucenicul său îl strângea cu lopata într-un vagonet. Începuseră lucrul la șase dimineața ca întotdeauna și acum se odihneau după vreo două ore de muncă așezați pe pământul jilav, cu spatele rezemat de latura tunelului, lăsând suflul domol al sistemului de ventilație să le răcorească pielea, în timp ce sorbeau înghițituri lungi de cei călduți și dulce din ploștile lor. Erau născuți amândoi în aceea zi din 1898, și mai aveau șase luni până să împlinească 16 ani. Diferența fizică dintre ei, atât de stânjenitoare pe vremea când Billy avea 13 ani, dispăruse. Acum erau amândoi bărbați tineri, lați în numeri și cu brațe puternice. Se bărbiereau o dată pe săptămână, deși nu ar fi avut de ce. Purtau doar pantalonii scurți și bocancii, iar trupurile lor erau negrite de la combinația de sudoare și praf de cărbune. În lumina palidă a lămpașelor sclipeau ca niște statui de avanos ale unor zei păgâni. Efectul era spulberat doar de băștile lor. Munca era grea, dar se obișnuiseră cu ea. Nu se plângeau de dureri de spate și de articulații înțepenite, precum bărbații mai în vârstă. Aveau energie din belșug și în zilele libere găseau tot lucruri solicitante de făcut, jucând rugby, plantând răzoare de flori sau boxând în hambarul din spatele tavernei două coroane. Billy nu uitase inițierea sa din urmă cu trei ani. Încă mai fierbea de indignare când își amintea de ea. Jurase atunci că nu se va purta urât cu niciun băiat nou. Chiar astăzi îl avertizase pe micul Bert Morgan să nu fi surprins dacă oamenii o să-ți joace o festă. S-ar putea să te lase pe întuneric vreo oră sau ceva la fel de prostesc. Lucruri meschine pe măsura minților meschine. Bărbații mai în vârstă din cușcă se uitară urât la el, însă el îi privise în ochi. Știa că are dreptate și o știau și ei. Mama se înfuriase și mai tare decât Billy. Zim și mie. Îl întrebase să ia pe tata stând în mijlocul sufrageriei cu mâinile înfipte în șold și cu ochii ei negri scântein mânioși. Cum poate fi slujită voia domnului chinuind băieței neajutorați? Nu ai pricepe. Ești femeie. Replicase tata un răspuns neobișnuit de slab din partea lui. Billy credea că lumea în general, și puțul din Aberon în particular, ar fi un loc mai bun dacă toți oamenii și-ar duce viața cu frica lui Dumnezeu. Tommy, al cărui tată era ateu și discipol al lui Karl Marx, credea că sistemul capitalist avea să se autodistrugă în curând, cu puțin ajutor din partea clasei muncitoare revoluționare. Cei doi băieți se certau flăcărat, dar rămâneau în continuare cei mai buni prieteni. Nu-ți stă în fire să lucrezi duminica, remarcă Tommy. Era adevărat. Mina a organizat ture suplimentare pentru a satisface cererea de cărbune, dar, din respect pentru religie, Celtic Minerals lăsase ca turele de duminică să fie opționale. Și totuși Billy lucra în ciuda stricteții cu care respecta sabatul. Cred că domnul vrea să-mi iau bicicletă, rosti el. Tommy râse, însă Billy nu glumea. Capela betesda deschisese o mică bisericuță într-un cătun aflat la vreo 10 mile distanță, iar Billy era unul dintre Enoria și din Aberon care se oferise voluntar să treacă muntele în fiecare duminică pentru a-și oferi sprijinul noului lăcaș de cult. Dacă ar fi avut o bicicletă, ar fi putut ajunge acolo și în timpul săptămânii, reușind astfel să pună bazele unei ore de religie sau ale unei întâlniri de rugăciune discutase acest plan cu bătrânii, iar ei fuseseră de acord că domnul binecuvânta faptul că Billy muncea în ziua de sabat vreme de câteva săptămâni. Billy tocmai voia să-i explice asta lui Tommy când pământul de sub ei se cutremură, un bubuit înfiorător se auzi și plosca îi zbură din mână suflată de un vânt cumplit. Simți că este inima. Își aminti deodată că se aflau la jumătate de milă sub pământ cu milioane de tone de pământ și de piatră deasupra capului, ținute pe loc de doar câteva bârne. Ce dracu a mai fost și asta? Prostit Tomi cu glas speriat. Billy sări în picioare tremurând de spaimă. Își ridică lămpașul și se uită în ambele părți ale tunelului. Nu văzu flăcări nici căderi de pietre sau mai mult praf decât de obicei. Când ecourile se stinseră, nu se mai auzi niciun zgomot. A fost o explozie, zise el cu voce tremurată. Asta era cea mai mare teamă a minerilor în fiecare zi. O scăpare bruscă de grizu putea fi produsă de o cădere de pietre sau de un ortac care cioplea printr-o fisură din filon. Dacă nu observa nimeni semnalele de avertizare sau dacă pur și simplu concentrația creștea mult prea repede, gazul inflamabil putea fi aprins de scăpărarea unei potcoave de ponei de clopoțelul electric al unei cuști sau de vreun miner nesăbuit care și-a prindea pipa sfidând toate regulamentele. Tommy zise. Dar unde? Cred că jos la orizontul principal, de-aia noi am scăpat. Să ne ajute Dumnezeu. O să ne ajute, spuse Billy și groaza a început să-i se domolească. Mai ales dacă ne ajutăm și singuri. Cei doi ortaci pentru care lucraseră băieții dispăruseră. Ei se duseseră să-și petreacă pauza în sectorul Goodwood. Billy și Tommy erau nevoiți să ia singuri decizii. Cred că ar fi mai bine să mergem la puțul de aeraj. Își traseră hainele pe ei, își prinseră lămpașele la brâu și fugiră spre puțul de aeraj numit Piramus. Manipulatorul manivelei responsabil cu liftul era Dai Haleala. Nu mai coboară Colivia, prosti el cu panică în voce. Am sunat într-una. Frica omului era contagioasă și Billy trebuie să-și înfrângă propria ei groază. După o clipă spuse, dar telefonul... Manipulatorul comunica cu corespondentul său de la suprafață prin semnalele unui clopoțel electric, însă de curând fusese reinstalate telefoane la ambele orizonturi, conectate la biroul directorului ortacilor, Malduin Morgan. Niciun răspuns, zise Dai. Mai încerc o dată. Telefonul era prins de peretele de lângă cușcă. Billy lua receptorul și începu să învârtă manivela. Haide, haide! Se auzi o voce tremurândă. Da? Era Arthur Leulin, secretarul directorului. Pestrițule, Billy Williams la telefon. Răgni Billy în receptor. Unde-i domnul Morgan? nu e aici. Ce-a fost bubuitura aia? A fost o explozie în subteran, nătărăule. Unde-i șeful? Se duse la Mertair. Rosti pestrițul pe un ton plângăreț. De ce s-a dus? Nu contează, lasă. Uite ce trebuie să faci. Pestrițule, mă auzi? Da. Vocea se auzi puțin mai tare. Mai întâi trimite pe cineva la biserica metodistă și spune-i lui Dai Plângăciosul să adune o echipă de salvare. Așa. Apoi sună la spital și zile să trimită ambulanța la gura puțului. E cineva rănit? Sigur trebuie să fie după o bubuitură de asta. În al treilea rând, pune pe toți oamenii din magazia de spălare a cărbunilor să scoată furtunurile de incendiu. Incendiu? Pulberea o să ia foc. În al patrulea rând, Sună la secția de poliție și spune lui Gerant că s-a produs o explozie. El o să sune la Cardiff. Lui Billy nu-i mai trecea prin minte vreo altă urgență. În regulă? În regulă, Billy. Billy puse receptorul înapoi în furcă. Nu era sigur cât de eficiente aveau să se dovedească instrucțiunile sale, însă convorbirea cu pestrițul îl ajutase să-și limpezească mintea. Sunt oameni răniți la orizontul principal. Le zise el lui Dai Haleală și lui Tommy. Trebuie să coborâm acolo da îi spuse. Nu putem. Colivia nu e aici. E o scară pe peretele puțului, nu? Sunt aproape 200 de metri. Păi dacă eram fătălău nu mă mai făcea mortac, nu? Cuvintele sale erau curajoase, dar asta nu însemna că nu era speriat. Scara din puț era rare ori folosită și era posibil să nu fie bine întreținută. Orice scăpare, orice treaptă ruptă l-ar fi făcut să se prăbușească în gol. Da-i deschise poarta cu un zângănit. Pereții puțului erau din cărămida alunecoasă și mucegăită. O bordură îngustă străbătea cărămida de jur în pe din afara adăpostului din lemn al Coliviei. O scară de fier era fixată cu scoabe cimentuite în zidărie. Nu era nimic liniștitor la barele laterale subțiri și la treptele înguste. Billy șoai regretându-și bravada impulsivă, însă ar fi fost prea umilitor dacă ar fi dat înapoi acum. Trase adânc aer în piept și rosti o rugăciune în gând, apoi păși pe bordură. Ocoli până ajunse la scară. Își șterse mâinile de pantaloni scurți, apucă barele laterale ale scării și își puse tălpile pe trepte. Începu să coboare. Fierul era aspru la atingere și rugina îi se sfârma sub degete. În unele locuri scoabele se desprinseseră și scara se legăna în mod neliniștitor sub picioarele sale. Lămpașul prins la brâu era suficient de strălucitor ca să lumineze treptele de sub el, dar nu și ca să-i arate fundul puțului. Nu știa dacă asta era de bine sau de rău. Din păcate, coborârea îi lăsa timp să se gândească. Își aminti toate felurile în care puteau muri minerii. Cea mai rapidă și nedureroasă moarte era să fie ucis de explozie. Arderea metanului producea un dioxid de carbon sufocant, căruia minerii îi spuneau gaz de explozie. Mulți erau prinși sub căderile de pietre și puteau muri din cauza hemoragiei până ajungeau să fie salvați. Unii mureau de sete, în timp ce colegii lor încercau să-și croiască drum prin dărâmături la doar câțiva pași de ei. Se simți cuprins deodată de dorința de a se întoarce, de a urca înapoi la adăpost, în loc să coboare în mijlocul distrugerii și al haosului de jos. Dar nu putea, căci Tommy era exact deasupra lui, venind după el. Ești cu mine, Tommy?" strigă el, Vocea lui Tommy se auzi chiar de deasupra capului său. Da, asta l mai îmbărbătă pe Billy. Începu să coboare mai repede simțind cum îi revine încrederea. În curând văzu o lumină și o clipă mai târziu auzi voci. Când se apropie de orizontul principal simți miros de fum. Auzea acum o hârmălaie înfiorătoare, țipete și ciocănituri pe care se strădui să le identifice. Simțea deja cum îi piere curajul. Își veni însă în fire trebuia să existe o explicație rațională. O clipă mai târziu își dădu seama că auzea nechezatul îngrozit al poneilor și loviturile lor de copită, în timp ce încercau disperați să dărâme pereții de lemn ai grajdului și să scape. Însă faptul că înțelesese care era sursa zgomotelor nu făcea ca aceasta să fie mai puțin tulburătoare. Știa prea bine cum se simțeau pentru că și el se simțea la fel. Ajunse la orizontul principal, ocoli pe bordura de cărămidă, deschise poarta din interior și păși ușurat pe pământul noroios. Lumina palidă din subteran era și mai încețoșată din cauza trâmbelor de fum, dar putea vedea totuși tunelurile principale. Manipulatorul manivelei de pe fundul puțului era Patrick O'Connor, un bărbat de vârstă mijlocie care își pierduse o mână când se prăbușise un acoperiș. Fiind catolic, era cunoscut în mod inevitabil ca pat papa. Se holbă la Billy nevenindu-i a crede. Billy cu Isus, exclamă el. Tu de unde, dracu, ai mai răsărit? De la cărbunele de un metru, răspunse Billy. Am auzit bufnitura. Tom ieși și el din puț și zise. Ce s-a întâmplat, Pat? Din câte îmi dau eu seama, explozia trebuie să se fi produs la celălalt capăt al nivelului lângă țibe, răspunse Pat. Maestrul miner și toți ceilalți s-au dus să vadă. Vorbea calm, dar avea o privire disperată. Billy se duse la telefon și întoarse manivela. O clipă mai târziu auzi vocea tatălui său. William să aici. cine e acolo?" Billy nu se opri să se mai gândească de ce ar fi răspuns un lider de sindicat din biroul directorului minei. Orice era posibil în caz de urgență. Tată, sunt eu, Billy! O, slavă Domnului! Ești teafăr!" exclamă tatăl său cu glas ușor tremurat. Apoi redeveni energic cum era de obicei. Spunem tot ce știi, băiete. Eu și cu Tomi eram în cărbunele de un metru am coborât prin Piramus până la orizontul principal. Explozia s-a produs undeva pe lângă Țibe, credem noi. Este un pic de fum, nu mult, însă colivia nu mai merge. Mecanismul de ridicare a fost deteriorat de suflul exploziei, Prostit tatăl său pe un ton calm. Dar lucrăm la el și o să-l reparăm în câteva minute. Adună cât mai mulți oameni pe fundul puțului ca să începem să-i aducem sus de îndată ce reparăm colivia. Mă duc să le zic. Puțul Țibe este complet nefuncțional, așa că ai grijă să nu încerce nimeni să scape pe acolo. Ar putea nimeri exact în mijlocul incendiului. Am înțeles. Sunt aparate de oxigen lângă biroul maestrilor. Billy știa asta. Era o inovație de ultimă oră cerută de sindicat și impusă prin legea minelor de cărbune din 1911. Aerul nu este chiar atât de rău momentan, rosti el. Unde sunteți voi poate, dar s-ar putea să devină irespirabil cu cât înaintați. Am înțeles. Billy puse receptorul în furcă. Le repetă lui Tomi și lui Pat ce le spuse de tatăl său. Pat arătă spre un rând de vestiare noi. Cheia ar trebui să fie în birou. Billy intră repede în biroul maestrilor, dar nu văzu nicio cheie. Își dădu seama că erau prinse la cureaua cuiva. Se uită din nou la rândul de vestiare pe care scria Aparate de oxigen. Erau făcute din tablă. Ai cumva o rangă pat?" zise el. Manipulatorul avea o cutie cu scule pentru reparații minore. Pat îi dădu o șurubelniță solidă. Billy deschise iute primul vestiar. Era gol. Billy se holbă la el nevenindu-i să creadă. Pat spuse. Ne-au păcălit. Tomi zise. Capitaliști ticăloși. Billy deschise încă un vestiar. Și acesta era gol. Furios, le deschise pe toate cu sălbăticie, vrând parcă să demaște ticăloșia lui Percival Jones și a celor de la Celtic Minerals. Tommy zise, ne descurcăm și fără ele. Tommy era nerăbdător să acționeze, însă Billy încerca să-și limpezească mintea. Ochii îi căzură pe un vagonet de incendiu. Era ceea ce înțelegea conducerea printr-o pompă de incendiu. Un vagonet de cărbune umplut cu apă, cu o pompă manuală prinsă de el. Nu era complet nefolositoare. Billy o văzuse în acțiune după câte o străfulgerare, cum îi ziceau minerii, când o cantitate mică de grizu din apropierea tavanului tunelului se aprindea pentru scurtă vreme, iar ei se aruncau la pământ. Străfulgerarea aprindea uneori pulberea de cărbune de pe pereții tunelului, care trebuiau apoi stropiți. O să luăm vagonetul de incendiu cu noi, îi strigă el lui Tommy. Acesta era deja pe șine, așa că reușiră să-l împingă. Billy se gândi pentru o clipă să înhame un ponei la vagonet, apoi decise că i-ar lua prea mult, mai ales atunci când obitoacele erau cuprinse de panică. Pat Papa spuse, Băiatul meu, Mikey, lucrează în sectorul Merigold, dar nu pot merge să-l caut pentru că trebuie să rămân aici. Pe chipi se citea disperarea, însă în caz de urgență manipulatorul trebuia să rămână lângă puț. Era o regulă strictă. O să mă uit după el, îi promise Billy. Îți mulțumesc, Billy, băiete. Cei doi băieți împinseră vagonetul pe ruta principală. Vagonetele nu aveau frâne. Cei care le conduceau le frânau introducând o bucată zdravănă de lemn între spițele roților. Vagonetele scăpate de sub control provocaseră multe morți și nenumărate răniri. Nu foarte repede, rosti Billy. Se aflau la vreo 400 de metri în interiorul tunelului, când temperatura crescut și fumul se îngroșă. În curând auziră voci. Ghidându-se după sunete, cotiră printr-un tunel lateral. Această parte a filonului era în prezent exploatată. De ambele părți, Billy putea vedea la intervale regulate intrările spre locurile în care munceau minerii, numite de obicei porți și uneori doar găuri. Cum zgomotul creștea tot mai tare, se opriră din împins vagonetul și se uitară în față. Tunelul era cuprins de flăcări. Văpăile se întindeau pe jos și pe pereți. Câțiva oameni stăteau la limita incendiului, siluetele lor distingându-se pe fundalul strălucitor ca niște suflete pierdute în iad. Unul avea în mâini o pătură și încerca să stingă cu ea un morman de lemne, fără sorți de izbândă. Alții țipau. Nimeni nu asculta. În depărtare, abia vizibil, era un șir de vagonete. Fumul avea un is ciudat de carne friptă, și Billy realiză cu dezgust că mirosul venea de la poneiul care trăsese vagonetele. Billy îl întrebă pe unul dintre oameni: „Ce se întâmplă? Sunt oameni prinși în porțile lor, dar nu putem ajunge la ei.” Billy văzu că bărbatul care vorbea era Rice Price. Nu era de mirare că nu se încerca nimic. „Am adus vagonetul de incendiu,” zise el. Un alt bărbat se întoarse spre el și Billy fu ușurat să l recunoască pe John Jones prăvălie un individ cu capul pe umeri. Bravo, spuse Jones. Hai să punem furtunul pe nenorocirea asta. Billy întinse furtunul în timp ce Tommy lega pompa. Billy îndreptă jetul spre tavanul tunelului, astfel încât apa să se scurgă pe pereți. În curând își dădu seama că sistemul de ventilație al minei, suflând în jos prin țibe și în sus prin piramus, împingea flăcările și fumul către ei. Cu prima ocazie ar fi trebuit să le spună celor de la suprafață să inverseze sensul de rotație. Ventilatoarele reversibile erau acum obligatorii, o altă exigență a legii din 1911. În ciuda dificultății, focul început să dea înapoi, iar Billy izbuti să înainteze chiar dacă foarte încet. După câteva minute, flăcările care blocau cea mai apropiată poartă fură stinse. Doi mineri ieșiră imediat afară, trăgând cu nesaț în piept aerul relativ curat din tunel. Billy îi recunoscu pe frații Ponti, Giuseppe și Giovanni, cunoscuți ca Joey și Johnny. O parte dintre oameni se năpustiră în poartă. John Jones ieși purtând pe brațe trupul nemișcat al lui Daiponei, îngrijitorul de cai. Billy nu-și dădea seama dacă era mort sau doar leșinat. Zise, duceți-l la Piramus, nu la Țibe. Price interveni. Cine ești tu să dai ordine Billy cu Isus? Billy nu avea de gând să-și piardă vremea certându-se cu Price. I se adresă lui Jones. Am vorbit la telefon cu cei de la suprafață. Țibe este grav avariat, însă Colivia ar trebui să fie funcțională în curând în Piramus. Mi s-a spus să le comunic tuturor să se îndrepte spre Piramus. Am înțeles. O să dau de veste. Rosti Jones și plecă. Billy și Tommy continuară să se lupte cu focul, eliberând porțile pe rând și ajutând să iasă alți oameni blocați acolo. Unii sângerau, mulți erau arși și câțiva fusese răniți de pietrele căzute. Cei care puteau să meargă îi duceau pe morți și pe cei grav răniți într-o procesiune lugubră. În curând apa se termină. O să împingem vagonetul înapoi și o să-l umplem din bazinul de pe fundul puțului, Rostii Billy. Se grăbira amândoi înapoi. Cușca încă nu funcționa, iar acum erau cam o duzină de mineri salvați care așteptau și câteva trupuri pe jos, unele gemând în agonie, altele nefiresc de nemișcate. În timp ce Tommy umplea vagonetul cu apă noroioasă, Billy apucă telefonul. Tot tatăl său fu cel care răspunse. Mecanismul de ridicare o să fie funcțional în 5 minute, îi zise acesta. Cum stau lucrurile acolo jos? Am scos din porți câțiva morți și răniți. Trimiteți jos vagonete pline cu apă cât puteți de repede. Tu cum ești? Eu sunt bine. Ascultă, tată, ar trebui să inversez ventilația. Să sufle piramus în jos și țibe în sus. Asta o să împingă fumul și gazele de explozie departe de echipele de salvare. Nu se poate face asta, îi spuse tatăl său. Dar scrie în lege, ventilația din puțuri trebuie să fie reversibilă. Percival Jones i-a dus de nas pe inspectori cu o poveste lacrimogenă și ei i-au mai lăsat un an la dispoziție ca să modifice ventilatoarele. Billy ar fi înjurat dacă s-ar fi aflat altcineva la celălalt capăt al firului și nu tatăl său. Dar stropitoarele puteți să le porniți? Da, putem, zise tatăl său. De ce nu m-am gândit la asta? Vorbi apoi cu altcineva. Billy puse receptorul în furcă. Îl ajută pe Tommy să umple din nou vagonetul, făcând curândul la pompa manuală. Le lua la fel de mult să-l umple pe cât le fusese să-l golească. Fluxul de oameni din sectorul afectat încetini cât timp focul își făcu de cap. În cele din urmă, vagonetul se umplu și ei făcură cale întoarsă. Stropitorile porniră, dar când Billy și Tommy ajunseră la foc, descoperiră că jetul de apă de la țeava îngustă fixată de plafon era mult prea firav ca să stingă flăcările însă John Sprăvălie îi organizase acum pe mineri. Îi ținea cu el pe supraviețuitorii care nu fusese răniți ca să-l ajute la operațiunea de salvare, trimițându-i la puț pe răniții care se puteau ține pe picioare. De îndată ce Billy și Tommy legare furtunul, el îl prinse și puse un alt om să pompeze apa. Voi doi mergeți și mai aduceți un vagonet cu apă," le spuse el. În felul ăsta putem să păstrăm un flux constant." Bine," zise Billy însă ceva îi atrase atenția înainte de a se întoarce. O siluetă venea în fugă prin foc cu hainele în flăcări. O, Doamne Dumnezeule!" exclamă Billy îngrozit. În timp ce privea, alergătorul se împletici și căzu. Billy îi strigă lui Jones. Udă-mă!" Fără să aștepte vreo confirmare, se năpusti în tunel. Simți un jet de apă izbindul în spate. Dogoarea era cumplită. Fața îl durea și hainele îi fumegau. Îl apucă pe minerul căzut de umeri și trase de el, făcând cale întoarsă. Nu-i putea vedea chipul, dar putea ghici că era un băiat de vârsta lui. Jones ținea furtunul îndreptat spre Billy, udându-i părul, spatele și picioarele, însă partea din față era uscată, iar el simțea mirosul propriei piei arse. Țipă de durere, dar reuși să țină strâns trupul inert din brațele sale. O clipă mai târziu ieși din foc. Se întoarse și lăsă pe Jones să lude și în față. Apa de pe față fu o binecuvântată ușurare. Deși avea încă dureri, acum era suportabil. John se ludă și pe băiatul de pe jos. Billy îl întoarse cu fața în sus și văzu că era Michael O'Connor, cunoscut ca Mikey Papa, fiul lui Pat. Acesta îl rugase pe Billy să se uite după el. Billy zise, O, Isuse, îndură îndură-te de Pat. Se aplecă și îl ridică pe Mikey. Trupul lui era inert și neînsuflețit. Îl duc la puț, rosti Billy. În regulă, răspunse Jones. Îl privea pe Billy cu o expresie ciudată. Așa să faci, Billy băiete. Tommy merse cu Billy. Deși se simțea amețit, putea să-l ducă pe Mikey. Pe ruta principală se întâlniră cu o echipă de salvare care ducea un ponei ce trăgea un mic șir de vagonete pline cu apă. Probabil că au venit de la suprafață ceea ce înseamnă că acum colivia este funcțională și că operațiunea de salvare este condusă cum trebuie. Se gândi Billy ostenit. Avea dreptate. Când ajunse la puț, colivia coborâse din nou și din ea ieșiră alți salvatori în costume de protecție și alte vagonete cu apă. După ce nou veniții se împrăștiară îndreptându-se în grabă spre foc, răniții începură să urce în colivie, ducându-i cu ei pe cei morți și pe cei care își pierduse recunoștința. După ce pat papa trimise colivia sus, Billy se duse la el, ținându-l pe Mikey în brațe. Pat se holbă la Billy cu o privire îngrozită, dând din cap de parcă ar fi vrut să nege vestea. Îmi pare rău, Pat," zise Billy. Pat nu vroia să se uite la trupul neînsuflețit, nu, murmură el. Nu mai chi al meu. L-am scos din flăcări pat, prostibili, dar am ajuns prea târziu. Atâta tot. Apoi îi în lacrimi. 6. Cina fusese un mare succes din toate punctele de vedere. Bea fusese în toane nemaipomenite. Ar fi vrut să organizeze petreceri regale în fiecare săptămână, Fit se în patul ei și, așa cum se așteptase, ea îl primise cu brațele deschise. Rămase acolo până în zori, plecând doar cu puțin înainte ca Nina să sosească cu ceaiul. Se temea ca nu cumva dezbaterea dintre bărbați să nu fi fost prea controversată pentru o cină regală, dar nu avea motive de îngrijorare. Regele îi mulțumise la micul dejun zicându-i. Fascinantă discuție! Foarte edificatoare! Exact ce-mi doream! Fiț nu-și mai încăpea în piele de mândrie. Gândindu-se din nou la subiectul discuției în timp ce-și fuma trabucul de după micul dejun, fiți își dădu seama că ideea unui război nu îl îngrozea. Vorbise despre acest lucru ca despre o tragedie în mod reflex, dar nu ar fi fost un lucru complet rău. Războiul avea să unească națiunea împotriva unui dușman comun, calmând tulburările interne. Nu aveau să mai fie greve, iar aducerea în discuția republicanismului avea să fie socotită drept nepatriotică. Poate că nici femeile nu aveau să mai ceară drept de vot, iar el personal era atras în mod straniu de această perspectivă. Războiul ar fi reprezentat șansa lui de a fi util, de a-și dovedi curajul, de a-și sluji țara, de a face ceva în schimbul averii și al privilegiului cu care fusese răsfățat toată viața. Veștile din mină primite pe la jumătatea dimineții le stricaseră cheful oaspeților. Numai unul dintre aceștia se dusese în Aberon, Gas de or, americanul. Cu toate acestea, toți aveau sentimentul neobișnuit pentru ei că nu mai erau în centrul atenției. Prânzul fu moderat, iar divertismentul pregătit pentru după amiază fu anulat. Fiți se temea că regele avea să fie nemulțumit de el, chiar dacă el nu avea nimic de a face cu felul în care funcționa mina. Nu era nici director, nici acționar la Celtic Minerals. El doar concesionase drepturile de exploatare ale companiei, ceea ce îi oferea o redevență pe tonă. În consecință, era convins că nicio persoană rezonabilă n-ar fi putut da vina pe el pentru cele întâmplate. Totuși, nobilimea nu putea să-și piardă timpul cu activități frivole, în timp ce în subteran erau oameni captivi, mai ales cu regele și regina aflați acolo în vizită. Asta însemna că fumatul și cititul erau singurele activități acceptabile. Perechea regală avea să se plictisească cu siguranță. Fiți era mânios. Mureau oameni tot timpul. Soldații erau uciși în război, marinarii se scufundau cu corăbiile lor, trenurile deraiau, hotelurile pline ochi ardeau din temelii. De ce trebuise să se producă un accident în mină, tocmai când el îl întreținea pe rege? Cu puțin timp înainte de cină, Percival Jones, primarul din Aberon și președintele de la Celtic Minerals, veni la Conac să îi raporteze contelui, iar fiți îl întrebă pe Sir Ellen Tate dacă regele ar dori să audă raportul. Maestatea sa își dorea acest lucru. Veni răspunsul și fiți se simți ușurat. Măcar monarhul va avea ceva de făcut. Bărbații se strânseră în micul salon de recepție, un spațiu neprotocolar, cu scaune moi, palmieri în ghivece și un pian. Jones purta smokingul negru cu care cel mai probabil fusese îmbrăcat și la slujba de dimineață. Scund și pompos, îi plăcea să arate ca o pasăre țanțoșă în vesta sa dublă. Regele purta un costum de seară. Mă bucur că ați putut veni, rosti el energic. Jones răspunse. Am avut onoarea de a strânge mâna maestății voastre în 1911, când ați venit în Cardiff pentru ceremonia de investire a prințului de Wells. Mă bucur că ne reîntâlnim în acest caz, deși regret împrejurările nefericite în care are loc această revedere, zise regele. Spuneți-mi ce s-a întâmplat cât mai peșleau, ca și cum i-ați explica asta unuia dintre colegii dumneavoastră directori la o ieșire în societate. Era o mișcare inteligentă, se gândi fiț. Stabilea tonul potrivit. Deși nimeni nu-i oferi vreo băutură lui Jones, iar regele nu-l invită să ia loc. Ce mărinimos din partea maestății voastre! Jones vorbea cu un accent de Cardiff mai aspru decât accentul cântat al oamenilor din văi. Erau un puț 220 de oameni când s-a produs explozia, mai puțin decât de obicei pentru că era o tură specială de duminică. Știți numărul exact? Întrebă regele. A, desigur, sire. Ne notăm numele fiecărui om care coboară în mină. Scuzați-mă că v-am întrerupt. Vă rog să continuați. Ambele puțuri au fost avariate, dar echipele de pompieri au izbutit să țină flăcările sub control cu ajutorul sistemului nostru de stropitori și au evacuat oamenii. Se uită la ceas și adăugă. Până acum două ore fusese readus la suprafață 215. Se pare că v-ați ocupat de această situație de urgență cu maximă eficiență, domnule Jones. Vă mulțumesc, maestate. Toți cei 215 sunt în viață? Nu, sire. Opt au murit. Alți 50 au suferit răni suficient de grave cât să necesite îngrijiri medicale. Dumnezeule! exclamă regele. Ce trist! În timp ce Jones îi explica pașii urmați pentru localizarea și salvarea celor cinci oameni rămași în subteran, Pil se furișea în cameră și se apropie de Fitz. Majordonul era înținută de seară gata să servească cina. Pe un ton foarte scăzut îi spuse. În caz că vă interesează înălțimea voastră... fiți șopti, da? Menajera Williams tocmai s-a întors de la gura puțului. Se pare că fratele ei s-a purtat ca un adevărat erou. Dacă regele ar dori să audă povestea din gura ei... Fitz se gândi o clipă. Williams era probabil tulburată și ar fi putut spune ceva nepotrivit. Pe de altă parte însă, regele și-ar fi dorit probabil să poată vorbi cu cineva afectat în mod direct. Se hotărâ să riște. Maestate, rosti el, una dintre servitoarele mele tocmai s-a întors de la gura puțului și s-ar putea să aibă vești ceva mai proaspete. Fratele ei se afla în subteran atunci când s-a produs explozia. Doriți să-i puneți întrebări? Da, răspunse regele. Să vin aici. Câteva momente mai târziu, intră Ethel Williams. Avea uniforma murdară de praf de cărbune, dar se spălase pe față. Făcu o reverență și regele o întrebă. Care sunt cele mai recente vești? Sire, sunt cinci oameni blocați de o cădere de pietre în sectorul Carnation. Echipa de salvare sapă prin dărâmături, dar focul încă arde. Fiți observă că felul în care reacționase regele la vederea lui Ethel era ușor diferit. Abia dacă îl privise pe Percival Jones ciocănind nerăbdător cu degetul în brațul scaunului în timp ce l-asculta. Însă pe Ethel o privi drept în față, părând mult mai interesat de ea. O întrebă pe un ton mai blând. Ce spune fratele dumitale?" Explozia grizului a aprins pulberea de cărbune și aceasta arde acum. Focul a blocat mai mulți oameni aflați la locul lor de muncă și unii s-au sufocat. Fratele meu și ceilalți mineri nu i-au putut salva întrucât nu au avut aparate de oxigen. Nu-i adevărat. Interveni Jones. Ba, cred că este. Îl contrazise Gus Dewar. Ca întotdeauna, americanul avea o atitudine ușor rezervată, dar se strădui să vorbească pe un ton insistent. Spuse. Am vorbit cu câțiva dintre cei care au urcat la suprafață. Ei mi-au spus că vestiarele pe care scria aparate de oxigen s-au dovedit a fi goale. Părea că abia reușește să-și înăbușe mânia. s-a adăugă și nu au putut stinge flăcările pentru că nu exista suficientă apă în rezervorul din subteran. Ochii îi scânte iară de furie într-un fel în care lui Fiții se păru foarte atrăgător și simți cum îi stă inima. Există o pompă de incendiu, protestă Jones. Gas de ar vorbi din nou. Un vagonet de cărbuni umplut cu apă și o pompă manuală. Ethel Williams continuă. Ar fi trebuit să se poată inversa sistemul de ventilație, dar domnul Jones nu a modificat mecanismul în conformitate cu prevederile legale. Jones părea indignat. Nu a fost posibil... Fiți l întrerupse. Liniștește-te, Jones. Nu ești la o audiere publică. Maestatea sa vrea doar să afle impresiile oamenilor. Întocmai, rosti regele. Totuși, este un subiect asupra căruia ai putea să mă sfătuiești, Jones. Aș fi onorată... Uh... Plănuisem să vizitez Aberowen și unele dintre satele învecinate mâine dimineață și chiar să-ți fac o vizită la primărie. În aceste împrejurări însă, o paradă nu pare cel mai potrivit lucru. Sir Ellen, aflat în spatele regelui, clătină din cap și murmură. De-a dreptul imposibil. Pe de altă parte, continuă regele. Nu mi se pare corect nici să plecăm fără să ne arătăm interesul față de catastrofa petrecută. Lumea ar putea crede că nu ne pasă. Fiți intui că exista un dezacord între rege și consilierii săi. Ei voiau probabil să anuleze vizita închipuindu-și că aceea era soluția cea mai puțin riscantă, în vreme ce regele simțea nevoia să facă un gest pentru oameni. Se lăsă tăcerea, timp în care Percival chipzui la cele spuse de rege. Când vorbi, nu zise decât, este o alegere dificilă. Ethel Williams interveni. Pot să fac eu o sugestie? Pil era perplex. Williams, era el. Vorbește numai când ești întrebată. Fitz fu surprins de impertinența ei în prezența regelui. Încercă să-și păstreze un ton calm când zise. Poate mai târziu, Williams. Însă regele zâmbi. Spre ușurarea lui Fitz, părea să o placă pe Ethel. Cred că nu strică să auzim ce propune tânăra, spuse el. Lui Ethel nu-i trebuie mai mult. Fără vreo altă introducere zise. Maestatea voastră și regina ar trebui să le vizitați pe văduve. Fără paradă, doar într-o trăsură cu cai negri. Ar însemna enorm pentru ele. Și toată lumea va spune că ați fost minunat. Își mușcă buza și tăcu. Ultima propoziție reprezenta o încălcare flagrantă a etichetei. Se gândi fiți neliniștit. Regele nu trebuia să facă vreun gest anume pentru ca oamenii să creadă că este minunat. Sir Ellen părea de-a dreptul îngrozit. Nu s-a mai făcut niciodată, rosti el alarmat. Însă regele părea intrigat de idee. Să vizităm văduvele, rosti el mai mult pentru sine. se întoarse spre marele comis. Pe toți ființii Ellen, cred că e crucial. Să arăt că sufără alături de supușii mei în ceasul lor de restriște. Fără alai, doar cu o singură trăsură. Se întoarse spre menajeră. Excelent, Williams, îi zise el. Îți mulțumesc că ți-ai spus părerea. Fiți răsuflă ușurat. 7. În cele din urmă, bineînțeles că nu a existat doar o singură trăsură. Regele și regina au ocupat prima trăsură împreună cu Sir Ellen și cu o doamnă de onoare. Fiți și Bea i-au urmat în a doua trăsură împreună cu episcopul, o amestecătură de tot soiul de servitori încheia alaiul. Percival Jones dorise să vină și el, dar fiți respinsese ideea. Așa cum atrăsese Ethel atenția, văduvele ar fi putut încerca să-l strângă de gât. Era o zi cu vânt și o ploaie rece biciuia ca ei când plecară pe aleea lungă de la Taiguin. Ethel se afla în al treilea vehicul. Datorită funcției tatălui său, ea știa toate familiile de mineri din Aberowen. Era singura persoană de la Taiguin care știa numele tuturor morților și răniților. Ea le dăduse indicații vizitiilor și tot ea trebuia să-i amintească comisului cine era fiecare om în parte. Avea emoții. Fusese ideea ei și dacă ceva nu mergea bine, a ei ar fi fost vina. Când ieșiră pe porțile mari de fier, fu izbită ca întotdeauna de tranziția bruscă. Pe pământurile contelui domneau ordinea farmecul și frumusețea afară se afla urâțenia lumii reale. Un șir de bordeie de țăran se întindea de-a lungul drumului, cocioabe cu două camere, cu mormane ciudate de lemne și gunoaie îngrămădite în față, și cu copii murdar jucându-se în șanțuri. Curând după aceea începeau terasele minerilor, ceva mai arătoase decât cocioabele fermierilor, însă tot neatrăgătoare și monotone în ochii lui Ethel, obișnuită cu proporțiile perfecte ale ferestrelor, ușilor și acoperișurilor de la taiguin. Oamenii de aici aveau haine ieftine care se uzau repede, pierzându-și formele colorate cu vopsele ce se decolorau cu timpul, astfel încât toți bărbații purtau costume cenușii, iar femeile rochii maronii. Uniforma de menajeră pe care o purta Ethel era invidiată pentru fusta ei din lână călduroasă și pentru bluza apretată din bumbac, chiar dacă unele fete susțineau că ele nu s-ar coborâ niciodată într-atât încât să fie servitoare. Însă cea mai mare diferență se putea observa la oameni. Cei de aici aveau pielea pătată, părul murdar și unghiile negre. Bărbații tușeau, femeile se smiorcăiau iar copiilor le curgea nasul. Săracii își chiopătau și își târșiau picioarele acolo unde bogații pășeau plini de încredere. Trăsurile coborâră pe coasta muntelui până la terasa Mefking. Majoritatea localnicilor se înșiraseră de-a lungul drumului așteptând, dar fără steaguri sau urale, ci doar cu reverențe și plecăciuni, apoi alaiul se opri la numărul 19. Ethel sări din trăsură și îi șopti lui Sir Ellen. Sian Evans, Sian Evans, cinci copii, și-a pierdut soțul pe David Evans, îngrijitor de cai în subteran. Ethel îl știa pe David Evans, cunoscut și ca Daiponei, drept unul dintre bătrânii de la capela Bethesda. Sir Ellen dădu din cap, iar Ethel se trase prompt înapoi, în timp ce el murmura în urechea regelui. Ethel îi surprinse privirea lui Fitz, iar el îi făcu un semn aprobator cu capul. Simți cum crește inima în ea. Îl asista pe rege. Și contele era mulțumit de ea. Regele și regina se duseră la ușa din față. Vopseaua se scorojise, dar pragul era lustruit. N-aș fi crezut să apuc ziua asta, se gândi Ethel. Regele bătând la ușa unui ortac. Regele purta frac și joben negru. Ethel îi explicase lui Sir Ellen că oamenii din Aberon nu ar fi vrut să-l vadă pe monarh într-un costum din tued asemănător celor purtate de ei. Ușa a fost deschisă de văduvă îmbrăcată în hainele sale bune de duminică și cu pălărie pe cap. Fitz sugerase ca regele să îi surprindă pe oameni, însă Ethel se opusese, iar Sir Ellen fusese de acord cu ea. O vizită neanunțată la o familie îndurerată putea face ca perechea regală să se confrunte cu bărbați beți, femei pe jumătate dezbrăcate și copiii care se băteau. Mai bine ar fi fost ca toată lumea să fie prevenită din timp. Bună dimineața! Eu sunt regele! Rosti monarhul ridicându-și politicos jobenul. Dumneavoastră sunteți doamna David Evans?" Femeia îl privi o clipă cu o expresie pierdută. Se obișnuise să îi se spună doamna Daiponei. Am venit să vă spun cât de mult regret pierderea soțului dumneavoastră David." Continuă regele. Doamna Daiponei părea prea agitată ca să mai simtă vreo emoție. Vă mulțumesc mult," prostia a nevoios. Era mult prea formal," observă Ethel. Regele era la fel de stingher ca și văduva, Niciunul dintre ei nu era în stare să spună cum se simțea cu adevărat. Și atunci regina îi atinse brațul doamnei Dai. Probabil că îți este foarte greu, draga mea, zise ea. Într-adevăr, doamnă, îmi este greu, răspunse văduva în șoaptă, apoi izbucni în plâns. Etel își șterse și ea o lacrimă de pe obraz. Regele era cât se poate de stânjenit, dar spre cinstea lui rezistă eroic murmurând. Foarte trist, foarte trist. Doamna Ivan plângea necontrolat, dar părea înfiptă pe loc neputându-și întoarce fața de la ei. Suferința nu avea nimic grațios în ea, observă Ethel. Chipul doamnei Dai se înroșise, iar hohotele răgușite de deznădejde îi dezvăluiau gura pe jumătate știrbă. Gata, gata, spuse regina. Strecură Batista ei în mâna doamnei Dai. Poftim! Doamna Dai nu avea nici 30 de ani, însă mâinile sale mari erau noduroase și aspre din cauza artritei ca cele ale unei bătrâne. Își terse fața cu Batista, reginei. Hohotele îi se potoliră. A fost un om bun, doamnă, rostia. N-a ridicat niciodată mâna la mine. Regina nu știa ce să spună despre un bărbat a cărui virtute consta în faptul că nu-și bătuse niciodată soția. Era blând până și cu poneii săi, adăugă doamna Dai. Sunt sigură că era, răspunse regina revenind pe un teren mai familiar. Un țânc a apărut din adâncul casei și se agăță de fusta mamei sale. Regele încercă din nou. Am înțeles că aveți cinci copii, zise el. O sire, ce vor face ei fără tată? Este foarte trist, repetă regele. Sir Ellen tușii, iar regele spuse: Acum trebuie să mergem să vedem și alte femei aflate în aceeași situație tristă ca și dumneavoastră. O sire. A fost foarte frumos din partea maestății voastre să veniți până aici. Nu vă pot spune cât de mult înseamnă asta pentru mine. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Regele se întoarse cu spatele. Regina zise. Mă voi ruga pentru dumneata la noapte, doamnă Ivans. Apoi îl urmă pe rege. Când urcau într sură, fiți dădu, doamne, îi dădu doamnei dai un plic. Etel știa că înăuntru se aflau cinci galbeni și un bilet scris pe o hârtie albastră cu antetul de la Taiguin. Contele Fitzherbert dorește să primiți acest semn al compasiunii sale. Și aceasta fusese tot ideea lui Ethel. 8. La o săptămână după explozie, Billy se duse la capelă împreună cu părinții și cu bunicul său. Capela Bethesda era o încăpere pătrată și văruită, fără picturi pe pereți. Scaunele erau rânduite îngrijit pe cele patru laturi ale unei mese simple. Pe masă se aflau o franzelă albă pusă pe o farfurie de porțelan din Woolworth și o carafă cu vin ieftin de Xeres, pâinea și vinul simbolice. Slujba nu se chema împărtășanie sau mesă, ci pur și simplu împărțitul pâinii. La ora 11, congregația formată din aproximativ 100 de enoriași își ocupase locurile pe scaune. Bărbații erau în costumele lor bune, femeile purtau pălării pe cap, iar copiii spălați se foiau pe rândurile din spate. Nu exista un ritual dinainte stabilit. Bărbații aveau să procedeze sub imboldul Duhului Sfânt. Aveau să improvizeze o rugăciune, să intoneze un imn, să citească un pasaj din Biblie sau să țină o scurtă predică. Femeile aveau să păstreze tăcerea, desigur. În practică însă exista totuși un tipar. Prima rugăciune era întotdeauna rostită de unul dintre bătrâni, care rupea apoi franzela și înmâna farfuria celei mai apropiate persoane. Fiecare membru al congregației, mai puțin copiii, lua câte o bucățică de pâine și o mânca. Apoi vinul trecea din mână în mână și toată lumea bea din carafă, femeile de-abia sorbind, iar unii dintre bărbați savurând o înghițitură ceva mai zdravănă. După aceea păstrau cu toții tăcerea până când cineva simțea nevoia să vorbească. Când Billy îl întrebase pe tatăl său la ce vârstă ar trebui să înceapă să participe activ la slujbă, acesta îi spusese. Nu există o regulă scrisă. Noi ne îndreptăm în cotrone în drumă Sfântul Duh. Billy îl crezuse pe cuvânt. Dacă îi venea în minte primul vers dintr-un imn, la un moment dat în timpul slujbei, el lua aceasta drept un semn de la Sfântul Duh, se ridica în picioare și cânta imnul. Știa că era cam devreme pentru el să procedeze astfel de la o vârstă atât de fragedă, însă congregația acceptase acest lucru. Povestea felului în care îi apăruse Isus în timpul inițierii sale din subteran fusese relatată în jumătate dintre capelele din zona minieră din Sud Wales, iar Billy era socotit ca fiind un băiat deosebit. În acea dimineață, fiecare rugăciune cerea alinare pentru cei indoliați, în special pentru doamna Daiponei, care stătea acolo cu un vâl pe chip, cu fiul ei cel mare lângă ea, părând de-a dreptul speriat. Tatălui Billy îi ceruse lui Dumnezeu să-i dea mărinimia necesară pentru a ierta ticăloșia proprietarilor minei care încălcaseră legile cu privire la echipamentul de oxigen și la ventilația reversibilă. Billy simțea că lipsește ceva. Era prea puțin să cer doar vindecare. Voia ajutor pentru a înțelege cum se încadra explozia în planul Domnului. Nu improvizase niciodată până atunci o rugăciune. Mulți bărbați se rugau folosind fraze meșteșugite și citate din scriptură de parcă ar fi ținut o predică. Însă Billy nu credea că Dumnezeu se lasă impresionat atât de ușor. Întotdeauna se simțise mișcat mai mult de rugăciunile simple ce păreau rostite din suflet. Spre sfârșitul slujbei, cuvintele și propozițiile începură să îi se clarifice în minte și simți un imbolt puternic de a le rosti cu voce tare. Lunda asta drept un semn de la Duhul Sfânt, se ridică în picioare. Cu ochii strâns închiși, zise, O, Doamne, ți-am cerut în această dimineață să le aduci alinare celor care și-au pierdut un soț, un tată, un fiu, în special surorii noastre întru Domnul, doamna Evans, și ne-am rugat ca toți cei văduviți să-și deschidă inimile și să-ți primească binecuvântarea. Și alții mai spuseseră asta. Billy făcu o pauză, apoi continuă. Și acum, Doamne, îți mai cerem o favoare. Binecuvântează-ne cu darul înțelegerii. Trebuie să știm, Doamne, de ce s-a produs această explozie în puț. Toate lucrurile sunt în puterea Ta, Doamne. Deci cum de-ai lăsat gazul metan să umple orizontul principal și cum de-ai îngăduit să ia foc? Cum se face, Doamne, că deasupra noastră sunt oameni, directori la Celtic Minerals, care în lăcomia lor după bani au devenit nepăsători cu viețile oamenilor tăi? Cum pot morțile unor oameni buni și mutilarea trupurilor create de tine să-ți slujească țelul tău sfânt? Fă cu o nouă pauză. Știa că era greșit să-i cer lucruri lui Dumnezeu de parcă ai fi negociat cu conducerea minei, așa că adăugă. Știm că suferința oamenilor din Aberoan trebuie să joace un rol în planul tău veșnic. Se gândi că ar fi mai bine să lase lucrurile așa, însă nu se putu abține să nu adauge. Însă, Doamne, nu putem înțelege cum, așa că te rugăm să ne luminezi. Încheie cu, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, ceilalți enoriași completară. Amin. 9. În acea după amiază, oamenii din în fusese reinvitati să viziteze grădinile de la Taiguin. Asta presupunea foarte multă muncă pentru Ethel. Un afiș fusese pus în taverne sâmbătă noaptea și mesajul fusese repetat în biserici și în capele după slujbele de duminică dimineață. Grădinile fusese reamenajate deosebit de frumos pentru rege în ciuda iernii, iar contele Fitzherbert dorea acum să împărtășească frumusețea acestora cu vecinii săi, după cum stătea scris în invitație. Contele urma să poarte cravată neagră și ar fi fost recunoscător dacă și oaspeții săi ar fi putut purta articole asemănătoare din respect pentru cei morți în explozie. Deși era evident că nu se cuvenea să se țină o petrecere, aveau să se servească aperitive. Etel ceruse să se ridice trei marchize pe peluza de est. Într-unul se aflau șase butoaie de aproape 500 de litri cu bere aduse cu trenul de la berăria coroanei din Potinclun. Pentru persoanele care nu beau, foarte numeroase în Aberowen, se găseau în următorul cort, pe mese așezate pe capre de lemn, ceinice imense și sute de cești și de farfurioare. În cel de-al treilea cort, ceva mai mic, se servea vin de Xeres pentru micuța clasă mijlocie a orașului, care îl cuprindea pe vicarul anglican, pe cei doi doctori și pe directorul minei, Malduin Morgan, poreclit deja Morgan dus la Mertair. Din fericire, era o zi însorită, rece dar uscată, cu câțiva nori albi și inofensivi pe cerul albastru. Veniseră patru mii de persoane, aproape toată populația orașului. Și cam toată lumea purta cravată, o fundă sau o banderolă neagră. Se plimbau prin tufăriși, aruncând priviri curioase spre ferestrele casei și bătătoreau pe luza. Prințesa Bea rămăsese în camera sa. Nu era genul ei de eveniment mondent. Toți aristocrații erau egoiști, din câte observase Ethel, însă Bea adusese acest egoism la rang de artă. Își concentra toată energia în încercarea de a-și face sieși pe plac și de a obține tot ce voia. Chiar și atunci când dea o petrecere, ceva la care se pricepea de minune, principalul ei motiv era să ofere un decor pentru propriei frumusețe și pentru propriul farmec. Fitz se întreținea cu invitații în splendoarea gotic victoriană a sălii mari, cu câinele său imens întins pe podea lângă el ca o carpetă de blană. Purta costumul său cafeniu din tuet care îl făcea să pară mai abordabil, în ciuda gulerului scrobit și a cravatei negre. Arăta mai chipeș ca niciodată, se gândi Ethel. Ea aducea rudele morților și ale răniților să-l vadă în grupuri de câte 3 patru astfel încât el să-și poată exprima compasiunea pentru fiecare locuitor din Aberrowen care avusese de suferit. Le vorbea cu farmecui caracteristic și fiecare om pleca de lângă el simțindu-se deosebit. Ethel era acum noua menajeră șefă. După vizita regelui, prințesa Bea insistase ca doamna Jevons să se pensioneze. Nu avea timp de pierdut cu servitori bătrâni și bolnavi. Văzuse în netel pe cineva dispus să trudească din greu ca să îi îndeplinească dorințele, așa că o promovase în ciuda tinereții sale. Și iată cum Ethel își vedea realizată ambiția. Preluase cămăruța menajerei șefe din zona servitorilor și atârnase acolo o fotografie a părinților săi îmbrăcați în hainele lor bune de duminică, fotografie făcută în fața bisericii Betezda în ziua inaugurării acesteia. Când fița ajunse la sfârșitul listei, Ethel îi ceru permisiunea să petreacă puțin timp cu familia ei. Desigur, zise contele, cât timp dorești. Ai fost absolut nemaipomenită. Nu știu cum m-aș fi descurcat fără tine. Și regele ți-a fost recunoscător pentru ajutor. Cum poți să ți minte toate numele astea? Ea zâmbi. Nu știa sigur de ce simțea un fior atât de plăcut când el o lăuda. Majoritatea acestor oameni au fost la noi acasă la un moment dat ca să vorbească cu tatăl meu despre compensațiile pentru răni sau pentru o dispută cu un supraveghetor sau pentru a-și exprima o îngrijorare cu privire la vreo măsură de siguranță din subteran. Ei bine, eu cred că ești remarcabilă, spuse el, oferindu-i zâmbetul irezistibil care ilumina din când în când chipul, făcându-l să pară un bărbat ca oricare altul. Transmite-i salutările mele tatălui tău, ea ieși din casă și o, o la fugă pe peluză, simțindu-se în al nouălea cer. Îi găsi pe mama, pe tata, pe Billy și pe bunicul în cortul cu ceai. Tata arăta foarte distins în costumul său negru de duminică și cu o cămașă albă cu guler scrobit. Billy avea o arsură urâtă pe obraz. Ethel îl întrebă. Cum te mai simți, Billy, băiete? Sunt bine. Arată oribil, dar doctorul spune că este mai bine să rămână nebandajată. Toată lumea vorbește despre cât de curajos ai fost. N-a fost suficient ca să-l salvezi pe Mikey Papa, totuși. Aici nu mai era nimic de zis, însă Ethel atinse brațul fratelui ei drept consolare. Mama rosti cu mândrie. Billy ne-a condus în rugăciune azi dimineață la Bethesda. Bravo, Billy! Îmi pare rău că am ratat momentul. Ethel nu fusese la biserică. Erau mult prea multe de făcut prin casă. Pentru ce te-ai rugat? Întrebă ea. I-am cerut Domnului să ne ajute să înțelegem de ce a îngăduit să se producă explozia din mină. Billy aruncă o privire neliniștită spre tata care nu zâmbea. Acesta spuse pe un ton sever. Billy ar fi făcut mai bine să-i ceară Domnului să-i întărească credința astfel încât să creadă fără să mai înțeleagă. Era limpede că se certaseră deja pe tema asta. Ethel nu avusese niciodată răbdare pentru disputele teologice care oricum nu duceau la nicio schimbare încercă să mai destindă atmosfera. Contele Fitzherbert m-a rugat să-ți transmit salutări, tată, zise ea. Nu ți se pare că e un gest frumos din partea sa? Tatăl său nu se lăsă înduplecat. Mi-a părut rău să te văd participând la farsa aceea de luni, rosti el pe un ton aspru. Luni? Repetă ea nevenindu-i să creadă. Când regele a fost să viziteze văduvele, te-am văzut șoptindu-i numele acelui la cheu, acela era Sir Ellen Tate. Nu-mi pasă cum își spune el. Știu eu cum arată un lingău atunci când văd unul. Ethel era șocată. Cum putea tata să fie atât de zeflemitor la adresa momentului ei de glorie? Îi venea să plângă. Am crezut că o să fii mândru de mine pentru că l-am ajutat pe rege. Cum îndrăznește regele să-și arate compasiunea față de oamenii de aici? Ce știe un rege despre greutăți și pericole? Ethel se strădui să-și înăbușe lacrimile. Dar, tată, pentru oameni a contat foarte mult că s-a dus să-i vadă. A distras atenția tuturor de la acțiunile periculoase și ilegale ale celor de la Celtic Minerals. Dar aveau nevoie de alinare. De ce nu putea oare să înțeleagă asta? Regele le-a slăbit determinarea. Duminica trecută, tot orașul era gata de revoltă. Luni seara nu se mai vorbea decât despre gestul reginei de a-i da batista ei doamnei Daiponei. Etel trecu iute de la dezamăgire la mânie. Îmi pare rău că așa simți. Prostia curăceală. Nu trebuie să-ți pară rău. Îmi pare rău pentru că greșești. Îl întrerupse ea cu autoritate. Tatăl său fu luat prin surprindere. Rare ori se întâmpla să i se spună că greșește cu atât mai puțin de către o fată. Mama a dădu să intervină. Ei, etă! Oamenii au și sentimente, tată. Rostia cu nesăbuință. Asta e ce uiți tu mereu. Tatăl său rămase fără grai. Mama a spuse. Ajunge. Ethel se uită la Billy. Prin perdea de lacrimi, îi văzui expresia de admirație uluită. Asta o încurajă. Își trase nasul, se șterse la ochi cu dosul palmei și zise. Tu și sindicatul tău și normele de protecție și scripturile tale... Știu că sunt importante, tată, dar nu pot să nu ții cont de sentimentele oamenilor. Sper ca într-o zi socialismul să facă un loc mai bun pentru oamenii muncii, dar între timp au și ei nevoie de consolare. Tatei îi reveni în sfârșit glasul. Cred că am auzit destule din partea ta, spuse el. Cred că ți s-a urcat la cap faptul că te-ai aflat în prezența regelui. Ești doar o fetișcană și nu se cade să le faci morală celor mai în vârstă decât tine. Ea plângea prea tare ca să-i mai dea vreo replică. Îmi pare rău, tată. După o tăcere grea adăugă, Cred că ar fi mai bine să mă întorc la lucru." Contele îi spusese să stea cât timp vrea ea, dar acum nu dorea decât să fie singură. Se întoarse cu spatele sub privirea încruntată a tatălui său și porni înapoi spre conac. Își ținea ochii în pământ sperând ca oamenii să nu-i observe lacrimile. Nu voia să dea ochii cu nimeni, așa că se furișă în apartamentul cu gardenii. Lady Maud se întorsese la Londra, astfel încât camera era goală și patul nefăcut. Ethel se aruncă pe saltea și începu să plângă. Se simțise atât de mândră... Cum putea tatăl ei să subestimeze tot ce făcuse? Ce-ar fi vrut? Ca ea să-și facă prost treaba? Lucra pentru nobili. La fel făceau și toți minerii din Aberoan. Chiar dacă erau angajații celor de la Celtic Minerals, ei exploatau cărbunele contelui, iar el primea aceea sumă pe tona de cărbune ca și minerul care îl scotea din pământ un fapt pe care tatăl ei nu obosea niciodată să îl amintească. Dacă era în regulă să fie un ortac bun, eficient și productiv, ce era greșit în a fi o menajeră bună? Auzi ușa deschizându-se. Sări repede în picioare. Era contele. Ce s-a întâmplat? Pentru numele lui Dumnezeu. Rosti el cu blândețe. Te-am auzit de pe hol. Îmi pare rău înălțimea voastră, nu ar fi trebuit să intru aici. Nu-i nimic, pe chipul său incredibil de frumos se citea o îngrijorare sinceră. De ce plângi? Eram atât de mândră că l-am ajutat pe rege, zise ea cu amărăciune, însă tatăl meu spune că totul a fost doar o farsă realizată pentru a abate mânia oamenilor dinspre cei de la Celtic Minerals. Izbucni din nou în lacrimi. Ce prostie, spuse el. Oricine îți poate spune că îngrijorarea regelui a fost sinceră, la fel și cea a reginei. Îi scoase Batista albă din buzunarul de la piept al jachetei. Ea crezu că o să-i dea, însă el îi șterse lacrimile cu o atingere blândă. Eu am fost foarte mândru de tine lunea trecută, chiar dacă tatăl tău nu a fost. Sunteți atât de bun... Gata, gata, șopti el aplecându-se și sărutându-i buzele. Ea rămase năucită. Era ultimul lucru la care s-ar fi așteptat. Când el se îndreptă de spate, ea îl privi fără să priceapă. El se uită la ea. Ești absolut fermecătoare. Rosti el pe un ton scăzut, apoi o sărută din nou. De această dată ea îl împinse la o parte. Înălțimea voastră, ce faceți? Spuse pe un ton șocat în șoaptă. Nu știu. Dar ce vă trece prin minte? Nimic. Ea îi privi vrăjită chipul sculptat. Ochii lui verzi o scrutau cu intensitate de parcă ar fi încercat să-i citească gândurile. Își dădu seama că îl adoră deodată fună pădită de entuziasm și de dorință. Nu mă pot abține, zise el. Ea oftă fericită. Atunci sărută-mă din nou, îi spuse.